Salutare, prieteni! Este momentul unui nou super episod tare de tot în cadrul binecunoscut Super Studioul BAC 52. Mulțumiri prietenilor și sponsorilor de la Betano, mulțumiri prietenilor de la SAS Gym care au un capital două super săl de fitness la piața Alba Iulia și în drumul taberei, o atmosferă ca la fiecare dintre dumneavoastră acasă, dincolo de varietatea de aparate pentru practicarea exercițiilor fizice și nu numai. Pe invitatul de astăzi îl cunoaște foarte, foarte multă lume și din viața reală și de pe YouTube. Practic este un om care de la o zi la alta își îmbunătățește fiecare apariție prin ceea ce face și prin ceea ce Spune, l-am chemat pentru prima dată în urmă cu ceva vreme și v-am promis în primul rând dumneavoastră că sunt anumiți invitați care nu pot cuprinde în două ore de podcast tot ce au făcut sau tot ce au de spus. Dar în același timp v-am promis sau vă spun acum că nu o să repetăm discuțiile de acum 5-6 luni când au venit pentru prima dată astfel de invitați. Atunci l-am prezentat drept tatăl păcănelelor, da? Am vorbit foarte mult despre jocurile de noroc. Acum o să-mi pun ochelai să vă spun că activitatea domniei sale de atunci și până astăzi este foarte, foarte variată și de diversificată și se poate observa pe YouTube. Se uită după fel de fel de investiții imobiliare în Spania, în Valencia, la Benidorm. A fost recent la pescuit în Canada. A fost tot recent la o excursie cu boliz de lux în Tirol. S-a dus la muntele Atos, unde și-a făgăduit că Uh, s-ar retrage sau s-ar putea retrage dacă nu foarte mulți oameni, dacă n-ar depinde de uh, domnia sa, uh, plus podcast de mare succes uh, pe YouTube, plus grătare acasă la reședința de vară la curte. Uh, iar în privința YouTube-ului tot în urmă cu puțin timp a primit butonul de argint. Îl cheamă Sorin Constantinescu. Salut, Te salunea, salut, Sorin. Salut. Mulțumesc. Că și la tine se vede o îmbunătătire foarte mare față de a primul podcast, ești mult mai relaxat, mult wow, mai... Aia, da. Adică se vede foarte mult și cum ți-am zis eu, că cu munca multă, uite, că ai crescut foarte bine, te-ai dus frumos, frumos, mm. adică, te-ai dus natural mm. și te-ai dus frumos. Mulțumesc bravo. și am ținut cont și ați văzut că nu da. v-am vândut. E foarte important perseverența și răbdare. Să ai... Și munca nu a... acolo te duce, nu în altă parte. Adică clar succesul vine într-o zi. Doar să ai răbdare. La, la noi oamenii nu mai au răbdare. Vor mâine, mâine, mâine. Și atunci într-o direcție greșită din graba asta de a, de a, face mâine totul, știi? Da. Toată lumea am văzut că e așa și mărturisesc că fac și o parte din această lume. E din cauza lume. internetului, pentru că înainte nu avem atâta, atâtea rețele de socializare și nu vedeam atâția oameni care îi patează. De multe ori majoritatea care îi patează, e patează cu lucruri care nu sunt ale lor. Ori închiriate, ori să dau pe lângă o mașină și își fac o poză sau ceva. Și atunci lumea zice, uite bă, are 20 de ani și are Ferrari și eu am 40 și nu am. Vreau mâine să am și eu ca să... Știi, ca să fur și o startu știi, cam asta e problema. Și atunci, normal că lumea nu mai are răbdare și fac greșeli foarte multe și profită cei care îi păcălesc tot timpul. Ai văzut cât că vorbeam noi de trecută că mai de pariu, să face un pariu. Și, și care s-a că... îndeplinit primul <laughs> invitat da. care, iată, Ți-am spus uh... că o să dispară ăștia cu grupurile de cripto și așa, așa pentru este. că ai, aș intra, dacă te uiți pe, pe, știri, pe surse sau pe alte știri, au, au fost mascați și, și la Ploiești, și la Sibiu, și la Brașov, și peste tot, și au luat de acasă, pentru că au păcălit oamenii oamenii, alergând după câștiguri ușoare, cad foarte ușor în plasa excrocerilor ăștia. Acum ultima metodă de excrociere și tot îți scriu copiii, te sună unul, un, chipurile brokers, te pui o sumă foarte mică de bani, adică care zici, bă, dacă, și dacă o pierd, nu-mi pare rău de ea, știi? Și uh, omul depune 200 de euro sau 150 de euro și zice, dați-ne 150-200 de euro să vedeți ce bine o să vă meargă peste 6 luni de zile. Au un... Uh, un grafic de ăsta fals în care se arată cum crește și peste vreo 6 luni tu de a 200 ai 12.000 și zice trebuie să vă plătiți taxele pe aia 12.000 ca să vă dăm banii și zice dați-ne 10 la 1200 din aia 12.000 și după aia îți închide contul și dispare și, Știți, a luat 1200 plus 250, 1500 la fiecare. Dar în completare nu neapărat pe linia asta l-am avut aici pe Ian cu Guda Uh, îl știți, nu? Foarte bine, și eu am citit și cartea asta, Banii în Mișcare, și un băiat foarte deștept. Cum e cu investițiile astea? Pentru că el, oricum, era subiectiv, mai ales că a scris și cartea asta, Banii în Mișcare. domne, domne, uh, cumpărăm la bursă, da? Uh, da. Acțiuni, uh, uh, la companii solide. Așa este. Și așteptăm 10 ani ca să, uh... O investiție la bursă, viorele pe termen lung, adică un minim 5 ani și uite de la ăștia care merg pe vase de croazieră, vezi că au 70-80 de ani și merg pe vase de croazieră unde o săptămână costă între 5.000 și 10.000. Da. De unde au banii? Pentru că, având de mici educație financiară, ei și-au pus bani în fonduri de investiții sau la bursă. Bursa, că am început cu criptomonedele și am spus că nu e o chestie sigură, e foarte volatilă și ca informație, 95% din toți banii care sunt în criptomonede sunt deținuți doar de 3% din investitori. Însemnă. Deci 97% din oameni au 5%, deci clar că ea 3% manipulează piața mm -hmm. fiind o monedă speculativă și neavând niciun fel de acoperire poți să, foarte ușor să te joci cu banii celorlalți. Pe când la bursă, cum a zis și cu Guda, sunt companii solide. De exemplu, eu la bursa din România, la bursa de valori București, investesc în indicele BET. Indicele BET înseamnă că sunt primele 20 de companii ca profitabilitate din România, cele mai bune. Asta el. Transelectrica, Transgaz, Hidroelectrica, acum mai nou, Banca Transilvania, Fondul Proprietatea, etc. că. Sunt companii care nu li se poate întâmpla nimic peste noapte. Deci că dă de faliment sau cum a de, Elon Musk o declarație a crescut uh, Ethereum cu nu știu cât sau Bitcoinul și a doua zi iar a scăzut și a luat 200 milioane după zi pe alta. Deci uh -huh. aici nu se poate întâmpla așa ceva. Din cele 20 de companii uh, chiar dacă li se întâmplă la una, două, trei ceva, cele alte 17 tot merg bine. D dintre ele dau și dividende. Uh, marja de profit, să zic așa, sau uh, uh, nu știu uh, marja de venit să chiar entre... de risc. Da, e foarte uh, marja de profit, e undeva la 10-15% uh, pe an, deci tun cam în 8-10 ani ți-ai dubla banii la bursă. Uh, am, am, avut o conferință la mine la Conac cu Sava Brancovici acolo la Ineu și fuma un băiat care era pe terasă la, lângă mine și zic bă vrei 240.000 de euro asta, de la Ian Cugud am auzit exemplul ăsta și e foarte bun și foarte bine de spus Știu. Spuneți și zice păi cum păi zic dacă trebuie să te lași de fumat ce deci, cum arunc sigările 200.000 <laughs> <laughs> Și zic, fii atent, tu ai fumezi un pachet de țigări pe zi care înseamnă 5 euro. Mulții cu 30 de zile 150 de euro, banii ăștia dacă îi pui la bursă, conform statisticii din ultimii 50 de ani, în 30 de ani o să ai 240.000 de, de euro. Și cu 240.000 de, de euro tu ai acum 40, la 70 de ani ești profesor. Poți să ieși până în cluburi, știi? Adică cam asta e socoteala. Trebuie să ai investiți la bursă înseamnă termen lung, înseamnă minim 5 ani, dar ideal ar fi 10-15 ani. Cum a zis și Iancu Guda, dacă tu îți pui de mâine deoparte 15% din venitul tău lunar în 15 ani de zile banii pe care câștigi îți, îți aduc alți bani care îți vei plăti toate cheltuielile lunare curente. Știi? Da, Sorin, dar asta nu cred că poate fi aplicată la oameni care au venituri de 5-6.000 de ron. Uh, Pentru că noi prin natura, îți natura noastră, scurea, Viorel, ast... prin, bar... prin, natura noastră, noi cheltuim, dar e statistic, nu am făcut eu o statistică asta, am făcut Institutul Național de Statistică prin sondaje și asta, cât și salariul minim pe economie, omul cheltuie între 10 și 15% din venit pe prostii. De ca chestii care nu avem nevoie de ele. Da, da, prostilele înseamnă poate vicii, poate ceva. Păi care da. Te de, nu fac să renunț la vicii, adică. Da, nu când spun vicii, nu spun țigări și alcool. Alte vicii. Ce vicii? Da? Păi fel de fel de. Uh, de știu exemplu, eu. ai văzut că dacă mergi la carfur, când ți-i foame, cumperi de două ori mai mult decât ai cumpărat. Dacă te și -o arunci, eu de-aia mă duc și iau masa la restaurant și pe mă duc la shopping, știi. <laughs> sătul! <laughs> sătul! Da, te duci, sătul! tul da. Păi da. când ți foame, cumperi mai mult. Uh -huh. Psihologic vorbind. Da. Și atunci. Acum, tu depinde cum vrei să trăiești. Vrei să trăiești ca libelul la trei zile bine și după aia gata, cam așa, sau vrei să ai o bătrânețe liniștită și sigură. Și atunci, sunt oameni care gândesc matur de la început în tinerețe, zice, bă, trebuie să am o bătrânețe liniștită, să nu am probleme să mă trimită copiii la azil, să mor de foame sau ceva, și își pun deoparte în fiecare lună și 100 de ron, dacă spui deoparte în fiecare lună timp de 15-20 de ani, e o sumă consistentă, consistentă, care îți asigură o bătrânețe mai liniștită și mai sigură, știi? Da, asta și pentru că România își bate joc în mare parte de Noi ne-am educație, educație, exact, da. Noi ne având educație financiară, suntem țara cu cei mai mulți proprietari din Europa. Că la noi știi cum e vorba, ia să am o casă, ia două case, ia nu știu ce, știi? Pe când, afară străinii, banii și pun, pentru că randamentul la imobiliare acum în România e între 4,8 și 5%. La bursă intră 10 și 12 sau 10 Asta de și 15%. Și Ancu, da. Deci e mai mult decât dublu sau triplu, știi? Și atunci cu banii care, la bursă când pun în iniciele bet, foarte multe companii dau dividende. Dacă eu îmi pun banii la bursă Câștig mai mult dublu decât dacă aș fi investit în un apartament, și cu o parte din banii am plătit chirie și stau ca boierul. Și când am foarte mulți bani, atunci am mi un apartament. Nu investesc de la început banii. Că sunt mulți oameni la noi care încep o afacere și în loc să reinvestească banii sau să aibă bani de și își cumpără ori o mașină scumpă, ori o casă. Și într-un an, doi, dau faliment că au tocat toți banii de rulaj, știi? S-au încărcat de rate, de, credit, exact, de credite, crește IRCC-ul, și... crește roborul foarte și așa mai departe. Foarte mulți își cumpără. Păi, acum din cauza asta căzut piața și a căzut, serios, doar a căzut? serios. Că, a că, dacă n-am înnebunit, a căzut, n-a căzut, urmează. Bă, nu, nu, a căzut, bine, nu bine, va pica. Dacă te uiți în ziarele astea serioase, ziarul financiar și altele. A căzut? A căzut. A căzut partea asta de uh, 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 apartamente cu un preț sau locuințe cu un preț mediu, pentru că aici se încadrau oamenii care luau credit pentru prima casă. Corect. Creditul pentru prima casă, acum nu, nu te mai poți încadra cu un salar de 4, între 4 și 5.000 de ron care erau majoritatea care își da. credit au pe așa, din cauza, cum ai spus tu, ircc ul și Robor a crescut așa de mult încât băncile nu le mai dau credit pe 4-5 mii de ron. Nemai dându-le credit pe 4-5 mii de ron, majoritatea dezvoltatorilor imobiliari cam acolo s-au încadrat cu apartamentele, între 70 și 100 ca să poată să aibă clienții ăștia mulți, că ăștia erau cei mai mulți, cu credit, știi? Da. Acum investitori ca mine care cumpărau câte 10-15 apartamente să le închirieze mai departe sau au reorientat spre alte piețe. De-aia am fost și în Spania la Benidorm, de-aia investesc în Tenerife, pentru că acolo randamentul este de 10%. Adică în București eu îmi din din 23-25 de ani, sau la Mamaia Nord unde e două luni sezon și restul sau cu apartamentul și plătesc întreținere. Și în Tenerife am 12 luni pe an sezon, din care 10 luni eu mi închiriez. Adică am o doamnă acolo care administrează 40 de apartamente cumpărate de români în Tenerife, și mi-a arătat statistică pe Excel și are dosare o grămadă. Din 12 luni, cam 10 luni se închiriază apartamentul. Caz concret, am cumpărat un apartament în Los Cristianos pe plajă cu 400.000 de euro. Oh. Anul trecut, în ianuarie, da? Și apartamentul ăla se închiriază cu 6.000 pe lună pe termen scurt, adică 200 de euro pe zi. Din ea 6.000, eu îmi plătesc comisionul doamne că ea vine, face, curățenie, ia chiria și îi scoate, îi duce, că vin oameni pe o săptămână ca la hotel, da, știi? Da. E apartament chiar pe plaje. Îmi scad impozitul 16% și cu 15% 30% rămân undeva în jur de 4.000 de euro pe lună. Da? Curați, cum spuneam. Curați, da. 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 Ori 12 pe lună e 48.000, da? da? Ori 7-8 ani deja mi-am amortizat investiția. Dacă faci socoteala asta la noi la mare cu aceași bani, îți iese cam 25-27 de ani, minim. Cam așa îți iese. Da, pentru de că optane. aici, cum ați spus, îl închiriez două luni, două luni jumate, trei luni în cel mai Dar fericit. Dar nu îl închiriez, nici măcar nu îl închiriez atât. Și 10 luni plătești între sine, că trebuie să plătești și mentenanță, pe celelalte de da? mentenanță da, și da, departe. Da, da, da. N-ai cum să-ți amortizezi, adică cu oricât ai închiriat, am văzut că sunt garsoniere în Nordul Mamaie care te uiți acum pe Booking Anul ăsta chiar a fost un sezon slab la mare Adică înainte normal dacă căutai vara La un hotel bun de 4-5 stele În luna iulie-august Am căutat acum pentru cineva nu Nici găsi. vorba, acum găsești câte vrei Găsești, nu? Fiul meu ăsta mare care e preot s-a dus și a luat o țeapă ordinară îngrozitoare la, la Bulgaria. A zis că nu-l trimit la român să nu-și la țeapă și a luat țeapă la Bulgaria. Am plătit vreo 1700 de euro pentru o săptămână să dus cu cei doi copii al lui. Unde la Reina del Mar acolo? Uh, nu, alt hotel. Da, zic, da, dacă da. vrei să spunem aici la pot ca să spune că îl găsesc chema <laughs> pe Booking. Zic că lumea că avem ceva cu ea. Că da, da. nu, dar să să spun ce țeapă. Deci el s-a dus cu soția și cu cei doi copii până în Bulgaria. Uh, s-a dus la recepția hotelului și a spus, uitați, am cazare, e plătită de tata, ăsta e numărul de rezervare, da știm aveți vă găsim, dar nu, numai, hotelul e full nu avem niciun loc și zice vă, vă trimitem la alt hotel două zile, la un hotel de mizerie, de 3 stele, l-au trimis două zile asta cu copiii acolo și trebuia să vină la plajă că era plaja hotelului ăsta unde avea el camera, mult mai departe știi da. După două zile l-a mutat acolo, l-a pus la etajul 6 și liftul era doar până etajul 4. Urcă încă două etaje cu copii mici, cu colaci, cu nu știu ce, da. hotelul inclusiv. Adică am dat da. aproape 2000 de euro pe o săptămână și pe lângă asta zice că apa avea aveau doar dozatoare pentru apă, mirosea rugină și a țeavă de aia și a clor. Adică era clar că era de robinet și atunci a trebuit să cumpere apă, să care și apă până la... Și nu le-a schimbat într-o săptămână lenjeria sau prosoapele niciodată la 2000 de euro pe săptămână. Păi nu l-a mutat după două zile la ăla, la care... Ba a da, păi a, da, a, a, a la mutat? mutat și... A, okay, okay. La ăla care l-a mutat, liftul mergea numai până la etajul 4 loc de 6, apa era de la dozator și de la robinet, E că Nu a schimbat în ăla care l-am mutat și pe care am plătit eu aproape 2000 de euro pe săptămână, niciodată într-o săptămână prosoapele sau lenjeria de la pat. Da, eu n-am susținut niciodată că în Bulgaria e mai uh, fermecător decât în România, dar uh, am ajuns... Au, au profitat că s-au dus toți românii, pentru că și-au luat da, semne pe litoralul românesc, da, care fuge, încă fuge e un de dezastru. Je din, din am România. un prieten care e vlogger, Marian Borcea, și face tot timpul și a și azi, îi până pe undeva, până Mamaia, nu știu pe unde, și tot timpul face vloguri de la mare și arată realitatea. Și mai am un prieten tot așa, Silviu Petrescu, care s-a dus să arate cât de mizerabili și toți și l-au alergat la, la bătaie, pe vlog direct, în, așa da, că da. să nu-i filmeze, să, să, le, le, adică, să, nu le facă. Păi chiar am văzut noastră. anul trecut când, când s-a închis sezonul, au văzut de la Protecția Consumatorului, am văzut că se bagă destul de tare în ei. Bă, băiatul ăsta care e președinte acum, Horia uh -huh. Nu-i rudă cu mine, n-am nicio treabă cu el, dar am văzut că se bagă destul de tare. Și a găsit un depozit cu marfă expirată de 10-15 ani, care a provizionat vreo, nu știu 10-15 restaurante în Costinești. Iau mafia o mafie acolo, adică au pe aia șef de magazine de la tot felul de supermarketuri mari, da, așa? Da. Și ăia când expiră marfa cu o zi înainte Îi sună, ce ai să luați marfa Ei vin, o bagă la congelator și o țin acolo Și le dă da. pe nimica că ei declară la magazin că au aruncat-o Dar de fapt da. ei le -o vând la ăștia pe nimica Ăștia o bagă în congelator și o dau la anul pe litoral. Bine, mai sunt și uh, locuri cu marfă proastă Dar sunt locuri cu marfă foarte bună și de bună calitate Iar uh, jepcărea uh, constă în prețuri Încă o problemă constă foarte în prețuri, mare Constă în tipsurile pe care le găsești în, pe Încă o problemă foarte mare la noi muzica asta obositoare, adică mergi la mare s-a valurile, e așa de multă muzică și sunt 20 de terase cu 20 de feluri de muzică și urli la chelneri, urli la aia care stai la masă. Nu auzi așa ceva afară. Nicăieri, adică da nu există așa ceva. Nu vedeți că toată România aproape s-a transformat într o Ibița? Da, da. Nu vedeți da, festivaluri da, peste sunteți mai umbla că mine, ați interzice... mai văzut în altă parte a lumii așa nu, ceva. Aș interzice de mâine festivalurile astea, câte copii se mor din cauza supradozei sau câte droguri găsesc la fiecare festival de ăsta sau ce înjurături sau ce educație proastă se fac la festivalul ăsta e incredibil. Bine, în primul rând educația, părinții, adică nu e normal tu ca părinte că ai o fată de 15, 16 ani să o lași la festival să-ți vii la 3 dimineața acasă. Deci tu greșești ca părinte în primul rând, n-are păi ce, să cauți acolo. Păi dacă nu te înțelegi cu copiii că se duce și ăla, se duce și ăla, se duce și ăla, ce să i faci? Păi uite, copiii mei n-au ieșit după 9 seara din casă nici din clasa 12 maxim la 9 seara din casă, am controlat tot timpul anturajul și în vacanțe am trimis să muncească, adică nu poți altfel. Prietenul ăsta meu Jicul, care fac podcast am văzut da, cu vine, justiția, nu? I-a luat la FISO telefonul în clasă 12-a de tot, deci nici măcar SMS-ul n-a mai dat și acum are 23 de ani și a dat doctoratul la 23 de ani și profesor la una cele mai mari universități din Marea Britanie. Nu poți să faci altfel, Viorel, adică doar cu biciu. Copilul atunci va fi supărat pe tine, dar când va fi matur și va gândi matur la 20 și ceva de ani, mulțumesc tată, spupă mâna, că, uite, mai ai făcut om, știi? Va înțelege, dar spuneați mai devreme de anturajul ăsta, de rețele de socializare, vezi peste tot uh, oameni care se distrează cu șampanile alea care vin cu artificii. Cu... Și, vrei... și alea, 70% din ele sunt o mânărie ordinară, un fake, pentru că sunt înțelegi cu patronii de cluburi și de fapt șampaniile merg înapoi, dacă să-i stimuleze pe alții să, să vândă. Așa e și cu clientele astea false, care le vezi cu țâțele pe afară, dar de fapt ele sunt plătite pe procent din cât consumă uh -huh. clientul, știi? Și atunci mergi prin cluburile mari, prin București sau la mare, vezi câte 3-4 fete, de, tu te crezi mare maciu, crezi că s-au îndrăgostit brus de tine, te pune să consumi și ele și-au după aia procent de la patron și îți dau viteză, adică... Da, consum, e. da, consum, că consum. sunt și oameni care consumă. Eu am pățit, am avut un turneu de poker la Mero Dar cu vreo 2-3 ani de zile și fetele mele au zis, domnule, să supără partenerii străini, că erau niște, nu mai știu, de la 8-8, de la unibed, nu mai țin am luat o masă în club să mergem cu clienții VIP. Păi, zic că eu sunt obosit în cazino, după 20 de ani de cazino și de. Nu e ok. După 20 de ani de cazino și asta zic nu mai am dreptare da, de cluburi, de gălăcie. Acum, da. de câțiva ani de zile, mă cul la 10.30 seara, mă scul la 6.30 dimineața, am fiecare zi, 7 zile pe săptămână, nu mă duc la petrecere, nu fac nimic. Și zic că sunt obosit, haideți și cu noi, măcar și mai de oră să vadă străpe, bine, mai că mă duc. Și m-am acolo un club frumos, erau vreo 5-6 parteneri uh, partere de șase străini, vreo 3-4 jucători, VIP, vreo 10 persoane. Și am luat un, o șampanie, un Loren Perier de asta Magnum, de uh -huh. un litru jumate sau de 3 luni, de nu știu cât. L-am pus acolo, au desfăcut băieții, n-am apucat să pună paharele pe masă, că hop, au apărut trei păsărici de-astea sau patru păsărici, pus până pe sticlă să-și pună în par Eu m-am blocat, îți dai seama. zic, întrebă pe Laura, pasiten... zic, Laura, le cunoști pe astea? Nu, dar să știți că ele sunt cliente false. eu de le videze, am pus în bodyguard acolo, am <timeline> <ti <fio> Dar eu am nici măcar bună seara, ce face, sau cum vă cheamă sau cine sunteți sau ceva. Au intrat direct acolo la noi, că era la zona viva acolo la au pus pe sticlă și au pus în pahar direct, fără să îi cu mine sau ceva, care chip, am plătit sticla aia Chipurile ca să, nu știu... Nu, urât, uh, urât, adică... Nu, urât, da, chipurile că le plăcea ambientul. Da da da, da, nu? Da, da, da. da, 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 nu se face, adică e o șapcă de asta, știi? Eu mă mir că pe banii lor... Sunt așa de... și sunt oameni la 56 de ani care azi ne îmbrăcăm în alb, tot lumea se îmbracă alb și toți se scuburtă și cu asta la 50-60 de ani și stau mulate pe ele, cămășii, că, că stau pe ei mulați că mășile sau tricolea, sau ceva, arată penibil să mă și pe mese. Mă fiecare... de pe la loft și așa mai Da, departe. peste tot, adică. Vedeți e... că în loc să uh, uh, nu ne să dispare, dar să se reducă așa, ele se Am tot respectul uh, pentru se... patron, ăștia că știu foarte bine să și facă meseria da, asta, și Da, jos pălăria. Știu să facă bani foarte bine, restul da, treaba lor. Dar cum e, nu știu, cum e cu mașinile astea, dacă tot ați deschis subiectul mai devreme? Totdeauna a fost pasionat de mașini. Nu, nu, că... nu, nu ale dumneavoastră. Ale, ajunge și acolo. la Ale oamenilor, chiar ăsta este procentul majoritar, oameni care stau în chirie și merg cu mașini de lux, da, nu pentru sunt că... Nu, nu ne place să epatăm întotdeauna. Am fost foarte mulți ani în comunism și toți aveam daci. După Revoluție și am pățit la fel, îmi plăcea să arăt că sunt mai bogat sau mai șmecher decât vecinii mei din Bercente, pe strada rezonanței. Și atunci mi-am cumpărat Audi 80 de la Rotund cu primul Audi cu fundul Rotund în 91-92, am dat pe el vreo, nu mai știu, 15-17.000 și apartamentul unde steam era 3.000 sau ceva, adică cât 5, apartamente și chestii de genul ăsta. După care mi-a mai venit minte la m am mai maturizat și nu mai stau acum să mai epatez. Acum am venit astăzi cu Dasterul și am umblat și tot cu Dasterul, m-am dus la Meriot. Acum e... ați venit cu Dasterul? Am venit cu șoferul, dar la serviciu am venit cu Dasterul, da, 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 da. Și am umblat ieri m-am dus la Merot la sală și băieți se obișnuiți să vin cu Lamborghini la Merot în față, știi? Urusul. Cu Urusul, da. Și cum așa la Merot, eu ei de obicei când vin cu Urusul de la semafor aud și pac, -ar trei băieți, să da. unul deschide ușa, unul mi-a geanta, unul -mi nu știu ce, adică mă. Da. Și venind cu Dasterul, erau acolo în față, stăteau de vorbă și cu spate la mine. Și tot am stat să vină cineva să deschide și mie ușa nimic. <laughs> Și claxonez și, și deschid Bă, Bă, eu sunt. eu sunt. Ne scuzați, nu ne am nu ne-am gândit că veniți cu Dacia la... Deci n a deschis nimeni, nimic. Nimic, Extraordinar. 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 Dar de. Câ cât de ieftine, e cu ghilimele de rigoare, cât de ieftine un urus de ăsta? dacă te plimbi prin herăstrău, vezi, nu mai e o șmecherie ai urus. Păi cât de eu... ieftine? Chiar așa e ieftine? Uh, uh, el, prețul lui, începe de undeva de la un 250.000 de Dar asta este în povești, pentru că trebuie să aștepți un an jumate și cam che la 250.000 a mea au fost 300 și am mai dat 50 de mii un samsar în, în, satul mare care ia câte 5 mașini pentru ăștia care nu vor să aștepte ca și mine. Și în momentul când vin mașinile după un an, le vinde cu 50 de mii în plus. Cu ce? De... Da, eu în loc de 300 de mii am dat 350 și am mai băgat în uh, orice urus ăsta să-i faci tunic. Ca să, na, îi mai mărești putere, mai mărești alea, mai design și mai costat încă 120. Deci în total 470 de mii. 470 de mii. Da, plus da. întreținerea, care costă cât? Uh, deci... Uh, au uh, genți și cauciucuri speciale doar pentru Lambo, deci nu poți să pui uh, cauciucuri de altă parte. Am căutat nebunit pe internet să iau cauciucuri mai ieftine <laughs> 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 și n-am găsit nicăieri. Am luat de la ei cauciucuri cu genți de iarnă, 17.000 de euro. <laughs> cauciucuri oh, wow. și, și genți de, de iarnă. Setul de iarnă, nu? Da, setul de iarnă, 17.000 de euro cauciucurile și, și gențile. Apoi. Asigurare 2.000 de euro pe lună. Cum, asigurare normală, RCA. Asig nu RCA, asigurarea casco. Casco, casco, casco. A, normal, casco, casco, 2000 de euro pe lună, adică 25.000 de euro pe an e asigurarea. Așa. asigurarea asta are franciză, că fiind o mașină foarte scumpă, nu prea găsești multe firme de asigurări să-ți facă asigurare. Și atunci franciza asta începe de la 5.000 de euro în sus. Orice pagubă ai sub 5.000 de euro, trebuie să-ți plătești tu. Am venit de la Rad acum vreo două luni și mi-a sărit o piatră în parbriz și s-a fisurat o bucată bună de tot. 4500 de euro parbrizul din buzunarul meu. Din buzunarul meu pentru deci da, de 2000 pe lună. Da, exact. Asta nu prea e ok. Păi așa, deci cu franciza, da. Nu vrei să te okay. asiguri bine, nu vrei să te asiguri la revedere. Adică n-ai n, -ai, n -ai opțiuni multe. Sunt două firme sau trei firme care asigură mașini peste 100.000 de euro, 150.000 de euro și în România. Și toate astea că de aici am adică plecat. Adică faci un efort să o cumperi, bun, dar trebuie să și o întreții, să ai bani. Adică un un ăsta pe an, up down cam 50.000 de coste, cam 50.000 de euro pe an. Da. Și farmecul care e? Că lumea ar spune, domnule, dar la fel de bine mergi într-un uh, Mercedes? mergi și cu duster acum, adică nu am e, ce problemă. Chiar cu duster nu. duster cu... costă cât uh, gențile și cauciucurile de iarnă <laughs> de la Urus. <laughs> <laughs> da. Dar cu toate astea, cum vă explicați că e plin herăstrăul de așa He, ceva? Nu e chiar plin, nu? sunt, sunt, dar... Uh, na. Mai găsesc și la mâna a doua din Germania Cu mai mulți kilometri Mai ieși cu 200 de și cu 180 Și cu mai sunt, depinde de cu Unul care să pricepe să uite știe cam plus minus cam cât costă, știi? Dar v-a trecut asta cu mașinile, adică v-ați oprit, gata? Da, m-am oprit, da, da, m-am oprit mai de mult, adică nu mai nu mai îmi doresc când, adică practic nu mai îmi doresc nicio mașină acum, adică nu, nu mai mă mai bucură, știi? V-am văzut în expediția din Tirol, erau numai bolis de lux la... Da, au venit băieți care sunt așa pasionați de mașini, noi am fost invitați ăștia de băieți la custom în tuning, care sunt, eu reprezentanta, e o firmă internațională și că am cei mai buni pe București pe, pe tuning și alții toți care au mașini scumpe că e Ferrari, că e Lamborghini, că e Bentley, că nu știu ce își fac tuning la ei și a făcut o... Și ei invită în fiecare an clienții VIP un circuit de asta. la un tur. A fost și Dorian Popa cu noi, numai că el s-a oprit, că avea concert la Dej și avea nu știu câte case în construcții și nu s-a mai dus. Practic a așa, o relaxare, o distracție. A fost Dorian o... era cu lui ultimul. Da, da, cu... da, da. Ce e? Că am și uh, uitat. Uh, Lamborghini de, da, da, da. da, Și și-a luat și un din ăsta, un Maybach microbuz. Da, marca. un microbuz pentru concerte. Dar n-am văzut așa ceva, adică cred că e primul în București. Da, păi uh, unul de la e foarte scump și atunci cei care le au pentru interes personal nu, nu investesc așa mulți bani, știi? Dar numai cheluțul îi produce... Da, da. Păi a fost la mine la Conac cu cheluțul, nu? Cu cheluțul, da, și am dat, i-am făcut piept de pui, asta cheluțul la masă frumos și să <sus> uita cineva și zic, domnule, lasă-l că ăsta produce mai mult decât mine și Dorian Căluțul ăsta <gărătă> Care își merită porția de piept <gărătă> da, de tratat bine cu piept de pui, cu alea, nu cu <gărătă> restul da. Dorian un foarte ok L-am văzut daca... la podcast, am da, urmărit da, da. E un băiat foarte, foarte bun, numai că cine nu-l cunoaște și eu l-am judecat greșit Când l-am zis el la cupa la mare la Cail Am crezut că e un cocalar de ăsta că se dă mare, nu, e un băiat extraordinar de bun, un băiat sufletist, ajută oamenii, credincios, adică are toate calitățile. Dar vezi, noi avem, Asta e una dintre cele mai mari păcate și greșeli pe care eu încerc să mi le judecăm oamenii foarte ușor, adică la prima vedere, în loc să studiem un pic despre ei, să îi cunoaștem, să vorbim, îi judecăm. Vezi că mergi pe stradă și uite pe aia ce, nu știu ce, da. zi, uite pe ăla, nu știu ce. Sincronata fără să... aia sau... Da, fără să cunoști că poate femeia a fost operată de cancer la sân și a fost obligată să-și repare sânii, știi? Da. Dar da. tu prima, bă, da, uite, panaramă, cine știe cine o trage, că, adică... Chestii de genul ăsta, după aia spare pare rău când afli, bă, uite ce prost am văzut că l-am judecat. Și ăsta e un păcat foarte mare și în, și biserica condamnă și Biblia și tot să, să judeci pe alți oameni, știi? Adică trebuie să ne uităm prima dată în ograda noastră și după aia să ne uităm în, în o ograda altuia. Și ca să încheiem cu Tirolul frumos până la urmă, nu? Circuitul extraordinar de frumos așa, și niște hoteluri extraordinar am de văzut din astea spectaculoase, de top. Adică uh... au făcut un hotel ăsta de, de 5 stele super spectaculos și au reușit să îi redea designul ăla de munte cu de lemn și așa, uh -huh. dar înăuntru era un spectacol, era foarte, foarte luxos. Și erau niște oameni noi tot ne-am Mamă, ce mașini avem noi, ce băieți de oraș din noi și așa. Și au venit niște colecționari de Rolls care fac în fiecare an un circuit de ăsta din Italia, Austria, Slovenia, Croația, nu știu ce. A venit un, un, un nene, avea un Rolls care a fost al lui Charlie Chappie, l-a de la Monaco la licitație și mașina e valorează acum, nu știu câte, vreo 30 de milioane sau 40 de milioane de euro mașina lui nenea. Și noi deci, toate da, mașinile astea n loc și cu tot ce mai aveam în conturi nu făceau atâția bani. Și mai era un om care tot aș avea un Rolls în formă de barcă. Se vede la mine pe blog pe vlog și sunt încă două mașini în toată lumea și tot 25 de milioane de euro. Și erau bătrânei așa la 70 de ani, în de la Bibileau acolo, porneau motoarele, foarte mișto, știi? Da. Adică noi când am auzit n-am mai ambalat niciun mașină, am așa, tiptil, tiptil, la mai de acolo. Deci, practic, de... milionarii româniei, că da. erau toți milionari, nu? Da. da? Sau făceau simt... toți la un loc cât, Și s-au simțit cumva inferiori. Normal, că, dai, Când să au am. văzut da, da. ce foarte modest, oameni, adică da. Când, când moștenești banii din generație în generație, în generație, nu mai e patezi, așa, pentru că tu ai crescut cu bani, tata a crescut cu bani, bunicul cu bani. Adică afară, banii s-au făcut în timp și în generații. Bunicul a făcut un milion, tata a făcut cinci, copilul a făcut zece. Nu m-am trezit acum peste noapte că am făcut nu știu afaceri cu statul sau am dat țeapă și m-am făcut brusc sau vându s-au făcut, da, făcut și cu terenul aici. S-au făcut terenuri, prebune, Nu, dar, dar zic rapid, -un, pe un termen scurt, Viorel, știi? Au dar făcut mai bani devreme spunea că românul nu, nu are răbdare și vrea să facă bani păi peste aia noapte. spun, da, asta spun. Da, da, deci da, aia da. practic, cu măsura, așa. Exact. Chiar dacă erau multi-mega-milionari, de bun simț. Da, oamenii le-au văzut pe toate, s-au dat cu toate dacă tu îți permiți să conduci pe drumuri publice o mașină de 30-40 de milioane de euro gândește-mă câți bani ai ca să conduci tu mașina de 30-40 de milioane C îți dai seama că ăla nu poate să aibă 35 să mai aibă da. 5 acasă să meargă cu mașina de 30 știi? Da. Dar la pescuit în carada ce ați căutat? Că atunci când v-am chemat... Eu sunt nebunit după pescuit, adică am, de când s-a stricat Delta, eu mergeam foarte mult în Delta Dunării. Adică pe vreo la Ceaușescu, de la 12 ani, de la 14 ani, mergeam pe la Maliuc, pe la Crișana, Crișan, Mira 23, zona aia, prindeam știu că câte o să păzic. cu Fortuna s-a stricat de când cu braconajul și ăia care îți spus să păzească sunt pe o felie cu braconieri. Adică pescuiesc cu carbid, cu monofilament, cu curent, cu nu știu ce au distrus anul trecut sau cu doi ani, cred că anul trecut în primăvară am sponsorizat un, un, concurs de pescuit la Lebăda, la Crișan, care avea 100 de echipaje români și străini, cu bărci de alea super șmechere, cu pescari super șmechere, din 100 de echipaje în 3 zile n-a prins unul o știucă, o bucată, o știucă, îți dai seama, din 100 de... Deci s-a distrus delta de tot și atunci am căutat prin străinătate alte plus că prețurile sunt explozive în delta, adică te duci la o pensiune, de-aia plătești ca la Las Vegas. Plus că ultima dată când am fost cu niște amici, așa am făcut un tur de o zi, ne-au dat pește congelat în delta. Băi, dă un încolo, bă, dacă în delta nu poți să mănânci un pește proaspăt prins, atunci am dai macro congelat în delta, lasă o încolo. Și uh, am căutat alte locuri de știu prin Europa, până când că e mai ieftin ca la noi să mergi o săptămână, și prins pește. Am fost în Suedia, lângă Göteborg, la Jokoping, am fost în lacul Shannon în Irlanda, am prins știu o grămadă, era la pensiune cu 50 de euro intra barcă, benzină, mâncare și cazare. Cu 50 de euro pe zi. Adică nu găsești la noi în Delta nici cazare Niciodată. cu banii ăștia. Păi Niciodată. Și era în Irlanda, frumos, cu peisaje, pe malul lacului, cu tot. Adică acum am fost în Canada, a fost cel mai tare. Eu pescuiesc de, de la 5 ani, că am crescut pe malul Criciului Alb într-un sat în județul Arad și de la 5 ani aveam undița mână. Mama spăla rufe la râu, că nu era mai spăla pe vremea aia. Și eu prindeam muștele, rupeam aripile și aveam un ac și un dob din ăla, din, avea tata sticlă de vin adică de și de tăiam, la musca, nu? Da, la cu musca muscă, muscă da, 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 pe nu, că știu. Și prindeam albișoare de alea mici și, na, pescuiesc de, de 50 de ani, că acum am 55, și n-am prins o ta pește ca aici, în Canada. Deci era un lac de 1700 km pătrați, beam apă din lac, adică luam cu sticla și beam apă, era perfect curat. Acum ne... Asos, nu? Da, perfect curat, nepoluat, deloc, 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 deloc și beam apă din lac și am prins pește până mă durea la ghid, bă, du acasă, că nu mai poți să ridic bățul. Deci prindeai în continuu. Amicul meu care era cu mine avea clică de la de numeri, știi, uh -huh. cu el, de să învârt rotițele alea. Și a numărat 142 de știuci într-o zi, știi? Dar le păstra să le drumul? Nu, le dădeam drumul. Eu sunt pescar sportiv, nu... Eu da, ne opream să le la prânz pe malul da, ne opream la prânz, pardon, pe malul lacului și prăjeam câte o știucă, de-aia am pus pe vlog, știi? Și ne făceau băieții un filet de, de știucă și îl prăjeam acolo în tigaie cu niște cartofi prăjiți și na. Nu, am văzut, dar lumea o să spună, dar drumul până în Canada și tot ce s-a... Bine, okay. în Canada e departe, e un pic, adică zic. dacă ți din timp, e 900 de euro drumul. Dar, ca experiență de pescuit, dacă ești pasionat și strângi bani un an de zile, chiar se merită. Dar aici, în Irlanda, a fost cu. Uh, nu cu vizier, cu cealaltă companie. Ryanair? Ryanair, așa. Da, da. Am dat 90 de euro pe bilet dus întors. În Suedia, am dat 200 de euro dus întors. Adică sunt o grămadă de locuri în Europa unde poți să mergi la pescuit, inclusiv la unguri. Am fost, au Unguri un fel de mini-delta pe TISA, TISA Fiuret se numește. Și acolo am prins, știu că și ungurii sunt foarte. Uh, ecologiști, așa protejează mediul. N-am văzut un gunoi, o hârtie. Deci la unguri au o lege și vine în felul următor. Dacă tu ești pe malul Tisei sau pe malul unui râu și vine controlul și te-a găsit cu gunoi, tu primești amendă dar e uriașă, uriașă, e, nu știu, 1000 de euro sau 2000 de euro, nu contează că nu l-ai aruncat tu. Deci ungurul când ajunge prima dată, ia doi saci care ia în porbagaj permanent, strânge tot gunoiul pe rază de 100 de metri, uh -huh. stânga, dreapta. După aia s-a de pescuit nu contează că a aruncat el sau nu. Așa e legea. Dacă te-a prins cu gunoi lângă tine, tu te plătești. Arunca. Rupt. Și atunci, pac, civilizația se face cu bici. Nu că noi suntem noi mai puțin de civilizați decât restul Europei. În multe țări din Europa, mai ales țările nordice sau în Elveția, dacă depășești cu mai mult de 50 de km la oră, au prevedere că poți să-ți confiști mașina. Da, știu. Și ți-a -ți cheile și la revedere. Da, merg ea toți. Eu m-am dus când am văzut când am văzut de în la pescuit, am închiriat un microbuz ăsta Volkswagen, eram 8 inș. Și conduceam și am mers cu 140, limita de viteză pe autostrad de 120, toți îmi făceau că scretin, îmi făceau așa cu mâna când trece oferii care treceau până lângă mine. Deci eu mergeam cu 140, n-aveam 200 la oră sau ceva. Da. Și toți mergeau o linie cu 120 la oră, că era cu Ferrari, că Bentley, că nu contează, toată lumea mergea. Făceau așa, nu? <laughs> Dar nu înțelegeam de ce eu, nu știam ce se întâmplă. Bă, bă zice, la noi 120, 120, nu mai mult, adică respect să respecti viteza. Și de aia spun, civilizația se face ca în Singapore. Singapore e cel mai civilizat stat din lume, au luat, au golit pușcărie, au luat criminale, i-au împușcat pe stadion. Dacă arunci gumă pe jos, gumă de mestecat, nu se găsește, ei n-au voie să vând în magazin, de acolo nu găsești gumă de mestecat să cumperi. Nu. Arunci chistocul pe jos 300 de dolari, arunci guma 200 de dolari, nu știu ce, adică cam așa se face civilizația. La noi sunt să în față, adică dacă tu ești polițist sau ceva și îi faci de la observație, bă, îți râde în față sau te înjură sau te mai și scuipă, știi? Nu, nu-i face nimeni nimic, știi? Adică legile la noi sunt foarte legere, să zic așa, știi? Cred că e greu să faci în România asta. De ce? Să schimbi legea? Să fie Nu, drastic? să schimbi oamenii, nu oamenii legea. Oamenii să schimb... Dacă tu știi că la arza chiar acum citeam în Finlanda, este lege că îți dă amendă în funcție de venitul pe care l-ai tu. Și scrie acum în presă, dacă te cauți pe Google, a fost un nene care, mare patron sau mare director, pe anumite companie mare, a depășit viteza cu 30 de km la oră față de viteza legală, deci cu 30, da. nu mai mult, și au luat 160.000 de euro amendă. 160.000 Da. Chiar că la, la ars pe ăsta, la nenorocit. Păi la spun, de ce l să meargă frumos, civilizat, cu ochii pe vitezometru toată viața lui? Nu mai depășește, știi? Da. Odată te arde rău și după te înveți minte, știi? La noi aruncă, și acum mă duc, eu stau la Frumoșan, știi, și mă duc acasă cu mașina pe, la Popești pe acolo și văd că deschid geamul, aruncă tubul da. de Pepsi, aruncă hârtia, aruncă țigar, aruncă, deci n-au nicio treabă. Dacă l-ar vedea unul, l-ar firma și l-a avea miliție și ar o 1000 de euro, să vezi cum ar avea punguța de gunoi în mașina a doua zi, imediat. Bine, Stii? dar se duce în instanță cu avocați, cu mai știu eu ce, contestă, da. câștigă uneori și așa mai departe. Da, dar da, nu v-a da. fost frică și cu asta închin și subiectul legat de, de pescuit, că am mai multe, uh, iată, mi l am notat aici. Uh, nu v-a fost frică să călătoriți cu avionul ăla, v-am văzut, uh, nu cu avionul de pasageri, nu, am văzut uh, cu avion din ăla care aterizează pe apă. Eu am făcut și școală uh, uh, de Practic v-a spus mâinile în viața Unuia pe care nu l cunoșteați Am făcut și școala, normal trebuie să faci 40 de ore ca să poți să iei licență de pilot. Brevet, să de Brevet de pilot, am un prieten foarte bun care este instructor, așa de zbor, dar eu n-am avut timp să mă duc, am făcut vreo 25 de euro, 25 de ore, uh -huh. inclusiv am, am oprit motor avion, motorul avionului în zbor, că e obligatoriu să faci chestia asta când faci școală, să oprești motorul avionului în zbor să planezi, știi? Da. Da, 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 da. Și atunci și zburând să ai... foarte mult, am fost în 103 țări și zburând permanent peste ocean, prin jungla Amazonului, am mai zburat cu avion papă și m-am lăsat în jungla Amazonului la 300 km de orice așezare omenească, deja nu mai, e, nu mai e frică, știi? Și avionul era foarte vechi, era exact în 1967, ca și mine, avionul ăla cu care ne-am dus, o, care, care l-am închiriat, da, nu? De nu? De da, eu, da, pe, care, l-am văzut deci, și în... da, de, de 5 ani, pilotul de la Indiana, a văzut cu da, coadă, da, 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 aia Da, 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 de -aia mă întrebați, bă, cum e să mă urc un din ăsta așa, nu, da, poate... <laughs> cu da, alea, poate am băut aseară, poate n-a dormit, mă prăbușesc naibii cu el, nu, 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 da, nimic da, din no, no, astea, nu? No? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. de nu, da, mai zburat așa... Pe la Grand Canyon, că făcând școala în Vega și mergând des pe acolo, că aveam cu că m ocupat încă de da, nu, da. în an și cea mai faină excursie din Las Vegas este să închiriezi un avion ăsta mic Cessna, te duci până la Grand Canyon, de acolo te iau cu un elicopter și te bagă prin uh, canionul ăla de la râul Colorado, știi? Te lasă elicopterul jos și erau niște piloți aia care au fost până în armata americană cu elicoptere și mergeau așa razant, atâta era distanța dintre elice și stâncile aia de la canion de acolo, știi? Experiențe. Da, mai da, există da, ceva da. pe bucket listul ăsta uh, nebifat? Nu cred, nu, nu. Experiențe minunașe. Am amici români pot să dau numele că nu, nu am permisiunea lor care și-au plătit excursia aia în cosmos de 250.000 de dolari. Am vreo 3 am, amici care au plătit. Știu! Știu că și românii au început păi de să. Ce zic? Am trei să... amici care au plătit deja excursia aia și spă, să așteaptă să Nu știu că și ei. Delia, e și ea băgată, ți-a ea. Nu, nu, da? știu, poate nu știu, am nu. Da, poate am auzit greșit. Chiar Dar ce știu. înseamnă experiența asta, practică? Deci, te, În te ia un te... avion de ăsta supersonic, super, nu știu de care, nu mă pricep deloc, absolut, și te duce cât, cât se vede pământul de. Așa și. Uh gravitația dispare și poți să și plutești pe acolo până, până da, avion. Da, și în aceea zi, nu? Da, da, da. Adică da, nu da. faci nu știu ce antrenamente, nu, nu jumătate nu, de ani, nu, stai prin nu nu, 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 te urcă până sus, îți faci un selfie, pui pe Instagram și vin apoi. Din ce observ sunt... Nu te pune într-o stație spațială, da, da, deci da, da rămâi da, păi în da, aeronavă. Da, Dar din ce observ așa, cam astea sunt cele mai noi aroganțe la bogătani, da, da. la bogați. Păi, o spațiu, oricum, au făcut ăștia cu Titanic. Uite, săracii cu titanic. Chiar am fost puțin intrigat pentru că în acea zi și chiar acum e scandal că au început uh, Uniunea Europeană să ancheteze. au fost un vas cu nu vreau să mint, 700, 800 Știu, în Grecia, nu? În Grecia de, 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 de refugiați. I-au remorcat și au tras așa și de au tare murit cu o viteză când s-au răsturnat și au murit vreo 600 de oameni. În acea zi cu ea cu Titanic au murit 600 de oameni. Și uh, nu a auzit nimeni de ei, adică nu s-a mediatizat deloc, 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 decât de ea cu Titanic, știi? Da, pentru că ăștia au vândut poveste altfel. Nu ăștia care au murit, ăștia care nu, au publicat -o. Ce vreau să zic, că presei în general nu-i pasă neapărat de mine ca persoană sau de om, n-au umanitate, ei să facă audiență, asta e important. Adică călcăm pe cadavre, știi? nu vorbesc de presa română sau da, ceva, da, da, vorbesc, da, da. vorbesc de presa internațională, vorbesc de american, de de mm -hmm. ce vrei tu. Adică în prim, prioritatea presei este audiența, nu latura umană. Da, e explicabil, ne pentru că fiecare trăiește din uh, vizualizări, din uh, Eu n zis că e din publicitate. sau că e rău sau ceva, dar zic că din cauza asta nu s-au mediatizat ea, că și aia niște refugiați, niște emigrați de încolo, dar miliardarul pakistanez la nu știu ce, adică au fost niște povești, acolo. Dar dacă nu s-ar fi întâmplat nenorocirea asta, Ați fi luat în calcul vreodată să vă duceți să faceți o nu, de asta? Uh, uh, să vedeți Titanicul uh, de și aproape? Nu, nici măcar n-am făcut scuba diving. Grodată când mă duc în Marea Roșie în Egipt, de exemplu, sau în altă parte în, nu știu, unde e marea foarte limpede se văd pești, fac doar snorkeling. Nu m-a tentat niciodată să mă scufund. Deși știu să nu de la 5 ani, nu de 50 uh -huh. de ani, nu m-a tentat niciodată să mă duc în. nu știu, nu neapărat că am o fobie sau m-am simțit de siguranță, dar nu m-a tentat. Pur și simplu n a, n -a uh -huh. fost o da. tentație pentru mine. Spuneți-ne că încă, încă e vară. Ce e prin însorita Spanie, prin Tenerife, prin Benidor, că uh, vedem o grămadă de vloguri cu apartamente? Se face, face turism profesionist. Câte aveți acolo, acolo? Ca să, Câte aveți acolo? Ca să studiez, nu mai știu exact. Sau, nici nu e importanță, că de iar mă jură lumea că ce ceas am, ce mașină am, câte păi de apartamente de ce le furat? am. Și <laughs> le-a Nu contează, ideea e da, felul câteva, nu? Da, uh, ideea e felul următor. A fost o, uh, o expoziție imobiliară aici la Palatul Parlamentului, I -a cu vreo lună jumate, două luni. Și da. m-am dus să fac, un, pentru că foarte mulți abonați de-a mei, după ce am început să investesc în Tenerife, m-au tot întrebat, domnule, dar în Dubai cum e? Am fost în Dubai. Anul trecut am luat doi băieți care erau arabi, dar vorbeau românește, că au făcut și facultate aici, care sunt agenți imobiliari și am mers la un showroom de la unde am studiat piața imobiliară din Dubai. După acum când am venit aici la uh, Palatul Parlamentului, era o... Uh, fată, o prietenă la mea, o doamnă, Andreea, care are agenția mare în, în Dubai, prim, prima româncă care a avut agenție imobiliară în Dubai, o fată foarte fain și se descurcă foarte bine acolo. Și m-am dus pe ea să o întreb cum e piața în Dubai. După aia am, am niște amici din Arad la care a fost la Benidorm și au agenție imobiliară în Benidorm și a zis, bă, care sunt prețurile acolo? Și a zis, băi, ce degeaba să povesti noi pe aici? Hai până la noi să, ne, să arăt oamenilor exact ce vindem, cum sunt apartamentele, cât costă, unde sunt ablasate, ce facilități au. Și mergând în Dubai, m-am dus și în, în Benidorm. Iar în Tenerife am făcut at atâtea vloguri de acolo, încât doamna de la agenție m-a rugat să nu mai fac nici că e de români și nu mai are ce să vândă după ce am făcut eu vloguri. Nu mai nu? <laughs> Bine, și sezon acolo foarte mult. Problema timp. mare în Tenerife e că foarte multe proprietăți sunt deținute de ruși. Rușii au investit mult acolo, știi? Aproape 50% din proprietăți sunt deținute de ruși. Rușii având conturile blocate din cauza războiului cu Ucraina, da. ei nu pot să vândă nici să închirieze, pentru că banii lor dispar imediat, adică sau nu pot să atingă de ei. Da. Și atunci, practic, Oferta a scăzut enorm de mult și cerea a crescut, pentru că toți văzând că randamentul este mai bun în Uniunea Europeană și e foarte ușor să scumperi un apartament. Că în Spania, că în altă țară, e la fel ca la noi. Ai notar, ai niște taxe, le plătești și gata. Și uh, ai o grămadă de avantaje față de, față de noi. Și uh, cumpărând apartament acolo și făcând vloguri, să. Au venit foarte mulți oameni, că eu sunt credibil, adică, știu oameni, că eu n-am interes, eu n-am luat uh, comision de la doamna cu agenție imobiliară, de la apartamente, de la. Am făcut doar așa ca să arăt oamenilor să cam care este situația în, în afara țării. Și atunci um, eu sunt credibil, din moment ce nu promovez nimica nu fac reclamă la nimica Și uh, acum când am fost în, în Spania, în Benidorm Acolo am arătat Apartamentele astea mai de lux mai de fițe, știi, adică pe malul. Un penthouse uh, era. Un penthouse de 2 milioane și ceva de euro, știi? Și uh, în clădirea unde am arătat penthouse-ul ăla uh, au clădiri unde ai voie să închiriezi mai departe, pe termen scurt, ca să fie ca un business, sau au clădiri care doar pentru tine sau pentru familia ta n-ai da. voie să închiriezi. Stii? A, n-ai voie. Na, pentru păi ce, să... te controlează ei? Păi gândește te că dacă eu dau 2 milioane pe 200, nu-mi nu convine ca vecinul meu să închirieze, să vină tot felul de manelici pe acolo să-mi pună muzică tare sau să-și pună izmenele pe balcon. Și atunci ce a... A... sunt niște sancțiuni foarte stricte și foarte drastice. Mă aduc aminte, în America, de acum 20-30 de ani, îmi povestea un amic care stătea în New York, că acolo vecinii aprobă, dacă tu vinzi apartamentul, dau un interviu cu ăla care cumpără apartamentul și dacă vecinii sunt de acord, atunci poți să cumperi tu apartament în bloc. Nu vinzi tu cui vrei, știi? Da, da. Sau dacă fumezi, nici măcar la tine în casă n-ai voie să fumezi. Adică îți impune condiție că dacă ai fumat, trebuie să părăsești imediat locuința. La tine în casă n-ai voie să fumezi în bloc. Un, un fost coleg de-ai mei care a obținut un job la FIFA. Da, la Zurich uh, caută cu disperare un apartament în Zurich uh, cu o anumită suprafață și nu că nu există, sigur nici nu prea există. Dar uh, e pe lista de așteptare pentru că a trimis e emailuri la uh, administrator în care s-a descris pe el ce obiceiuri, păi ce tabieturi, Exact, ce... exact, da, da, da. da. Când e, o... e normal pentru că vezi că la noi uh, suntem în fobia asta și nebunia asta cu bor mașini, cu mi-aduc aminte când stăteam în Berceni. Dimineața în... îmi dădea unul mie cu mașina. Ai văzut? Dimineața, la 9. Asta spun. Sau te ia din somn de la 7, <coughs> că ce domnule meșter au venit acum de dimineață că la are servicii, <coughs> la 9 <coughs> să plece sau ceva. <coughs> adică nu ne respectăm unii pe alții, ne facem viața viață grea unii altora nu mai vorbesc de muzică, adică uh, n-au ce mânca, sunt la mine la frumușandă ăștia care trăiesc în ajutoare sociale, ei n-au ce mânca și stau acolo la poștă când vine ajutorul social dau boc, dita mai box să dea de, de 2 metri și pun muzica maxim și o să la poliție, poliția amendează și uh, au zeci de amenzi ca și prostituatea asta pe centură și nu le plătesc niciodată, că n-au de unde și n-are ce să le ia știi? Că -au nimic. și la poartă au, cred că, X da. X x5, x3 X mă rog, dar zic așa lor... adică da. e o situație foarte uh, ai iurea, știi, la noi. Adică... Dar ați luat până la urmă ceva în venitor? N-ați luat, nu? Nu, deocamdată, nu. Am, vreau să iau. E un proiect nou acum, dar aștept, aștept până la toamnă. Dar sunt din ce în ce mai mulți români, nu neapărat milionari, deci, oameni, oameni, cu bani. Enorm de mulți români s-au mutat de acolo. Am văzut că mergând pe stradă și fiind așa de cunoscut acum de când tot am apărut pe TikTok, pe YouTube sau asta, din 100 în 100 de metri mă oprea cineva să-și facă o poză, știi? Da. Sau am primit vreo 5-6 mesaje de la români care au un restaurant acolo. Am și vizitat doi, are un român în restaurantul Dracula și mai încă un lamp pe Instagram, nu mai știu cum se numește, un băiat care a plecat de vreo 5-6 ani el cu soția, deja acum aș deschide al doilea restaurant. Era full, full, full. Și mă uit la el pe Instagram în fiecare zi. Sunt enorm de mulți turiști. Adică era negru cât vezi cu ochii pe acolo, pe toate străzile astea, foarte mulți turiști. Pentru că este avion low cost, de exemplu, din România. Mergi cu vizerul. București Valencia, nu? Sau ce? Da, București Valencia sau Alicante. Am sau, am văzut la, la, la Alicante. Da. La Alicante am fost cu vizerul, am plătit vreo 100 de euro. Nu mai știu cât am plătit biletul dus întors. Și acolo cazarea și mâncarea, deci mâncare pe jumate ca la mamaia sau la. adică e, Preț foarte mic, știi? Am fost cu amicul ăsta meu la care am fost să-l vizitez, care are agenție imobiliară, soția lui se ocupe, da. el a fost și el de acolo și am băut o sticlă de vin roșu bun de la local, un vin bun de calitate. Eu am mâncat paste cu fructe de mare, el a mâncat uh, un hamburger și am luat și câte o înghețată sau ceva dulce, 40 de euro, toată povestea. Pe malul mării, pe restaurant de fițe. 40 de euro? Da, da, da. Pe păi la noi 40 de euro. Păi ai, eu spun, uh... a dat o, o pizza sau nu mai știu ce să mai dă da și gata, o sticlă da. de vin și la revedere. Da, adică, da, 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 eu mergeam la noi mult pe litoral, că n-am plăcea la caii acolo, că era toată gașca din București, cu neamidică Dragomir, Ne el pe cu toată gașca, table, uh -huh. uh... Și așa mai departe, dar de când au mărit plaje la Caelia s-a cam spart și uh, Alex care era, știi că Alex era asociat cu Marica acolo da, la Caelia, da. Alex și-a făcut restaurantul la Ampipera Îl știu, uh, foarte Oliveto mișto. Oliveto, foarte bun da. restaurantul, foarte bun și Marica văd că a închis acum, adică i-a pus lacăt acolo la Caelia Numai A închis acolo? Da, da, că da, -am da, mai fost. da, am trimis eu un amic acolo că se mânca bine și mi-a zis dar era închis ce mai trimis pe acolo În știi? plin sezon da, pentru că au mărit plaja foarte Am mult. Am văzut, dar toată mama aia a fost distrusă de uh, și mărirea aia. au fugit oamenii, adică până ajungi din apă până la șezlong să uscă slipul pe tine. Da. Și nu mai poți să lași copiii. Sau copii, de la mașină că în că apă. Ei, ei cum au săpat așa, au făcut o groapă. Numai că era știi cum era de tot, mergeai până la genunchi, după aia până la brâu și lăsai copiii în da. apă. Că nu mai poți să lași copiii. Și plus că-s numai scoici, adică calci pe scoici și... Și la asta se adaugă uh, parcările uh, extrem de scumpe. Parcările extrem de scumpe, uh, dacă le găsești, primăria no, vine și ridică mașina. Da, cu chiar le găsești, la banii ea chiar le găsești da, și îți se, mai, mașina. se mai adaugă uh, prețurile de la restaurantele de fițe și clubă la pe care o uh, uh, agrează toată lumea și o să ajungă litorul românesc ce. Păi ajuns de una... deja, că ți-am zis, prima dată când văd anul ăsta când există cazare peste tot, la toate hotelurile și de cinci da. stele și de patru și de 3, acum am căuta pentru cineva, pentru luna august, în orice zi din luna august, găsești, găsești peste tot, peste tot, cazare ca cât Sunt vrei. Convins. Asta e clar că oamenii și-au dat seama că ceva nu e regulă și nu mai merg, știi? Da. În plus de asta cu mâncarea, tot timpul, aceeași, ca și cum zic ăștia că i-a prins iarna ne pregătiți cu ce primăria, așa în, în fiecare an, toxinfecție alimentară, enterocolită, copii în spital, adulți în spital, boli, mâncare expirată, aceeași poveste auzi de 20 de ani, chiar nu se poate face nimic, nu se poate schimba nimic. Și m-am uitat, și a zis la micul ăsta meu, la Marian Borcea, care e vlogger și filmează pe acolo, deci te apucă plânsul când vezi ce dezastru, trotuare sparte, buruieni ce mai mare coadă e la orme, Șaorme, șaorme, asta e mâncarea noastră națională La mare, șaorma și gogoși Mai avem niște apă, s-au umflat stomacul și ne-am făcut concediu Da, Sorin, dar oamenii nu-și permit să meargă La restaurante de fițe să comande Nu, nu da. știu ce, șrim și șampanii Și să vină la cu 10 milioane nota Ok, bun, dar mă duc și în ceva și mănânc sănătos Când Șaorma e pe căldurea Îți dai seama că normal că te îmbolnăvești, că nu e sănătoasă deloc, nu? Da. Și are tot felul de sosuri grele și de... Adică, mai rămâne așa vama veche un pic de atmosferă și în eforii pentru cei care nu sunt foarte potenți din punctul ăsta de vedere. Cam asta uh, e uh, tabloul litoralului românesc în 2023. De asta, gândește că fiind fi sezonul două luni pe an, da. este foarte greu să găsești staff, kerner, bucătari care să-ți lucreze ție două luni și zece stea degeaba. Da. Că la când a plecat de pe litoral, dacă e bun, își găsește de muncă. Și atunci el nu poate să își riște să-și piardă serviciul să plece ca să vină două luni la tine și după aia să ducă înapoi. Că nu primește nimeni. Adică da. unul care îl plătește 12 luni vrea să stea acolo. Și atunci normal că nu găsești staff de calitate. Și toți sunt sictiriți, își dau demisia după zi pe alta, sunt felul de puși de ăștia aventurieri, studenți care mai vin mai mult pentru distracție că să muncească și foarte greu să ai servicii bune pe litoralul românesc. Dar n-ați apucat sau nu v-am întrebat eu legat de Dubai, în condițiile în care sunt în ce în ce mai mulți români care își cumpără în Dubai apartamente, știu eu, de pițurcă, de nețoiu, de oameni din lumea fotbalului care și-au cumpărat, cred că și Borcea și-a luat. Foarte nu, mulți au. Uh, nu, nu e combinație să vă luați acolo? Deci, uh, um, hai să-ți fac comparație cu Dubai și Tenerife, că da. am fost și acolo, și da, acolo, da, sub da, piața da, imobiliară. Da. În Dubai, sezonul este maxim 6 luni pe an. Deci, dacă tu cumperi acolo apartament ca și investiție în Dubai, este amortizarea mult mai bună în Tenerife și mai rapidă. Afacerea în Dubai este în felul următor. În momentul când ei lansează un proiect de, de așa, și tu dai un avans, până se termină proiectul, apartamentul crește cu 30-40% ca valoare, s au întâmplat situații acum în ultimii doi ani și cu 100%. Adică, nu, La Dubai nu? Da, îți dau un concret. Un apartament de 200 de mii te pune să dai avans 20 sau 30%, da? Deci tu dai avans 40.000, apartamentul la când e gata va costa 400 de mii, da? Sau 350 de mii. Și atunci tu plătești diferența și restul ei de la cel care e vins și ai făcut o grămadă de bani, ți-ai dublat bani în 2 ani de zile. Da. Asta e business acolo mare. În Dubai s-au dus foarte mulți pentru că acolo nu se cere niciun fel de act de proveniență a banilor. Acolo vin rușii cu avionul privat cu cash, o da. tonă de cash, nu ne treabă nimeni de unde îi. Ai, ai cumpărat apartamente și după doi ale vin și arăți la Banca România că ai vândut apartamente în Dubai. Pentru că ei te întreabă de la ultima tranzacție, de unde ai bani. Exact. Domnule am apartamentul, de aici am banii. Nu te întreabă de unde ai avut banii să cumperi apartamentul. De ce nu te întreabă din nimic, Dubai, absolut. dacă deci nimic? cu și cash? Înainte, apungă... șmecheria erau toți șmecherii și puneau banii în Elveția, până cu câțiva ani. De când a aderat Elveția la Uniunea Europeană pe partea de laundry money, spălare de bani și uh -huh. raportare și identificarea clientului, că acum se identifică clientul în Elveția ca și la noi, la orice bancă din România. Și atunci nu mai poți să mergi acolo să depui niște bani, să-ți dea un număr fără nume și oricine are parola și numărul să poată să scoată banii. Acum trebuie să te, cum te cheamă, Viorel Grigoriu, Sorin Constantinescu, ăla, 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 da. buletin, seria, numărul și te raportează pentru orice transfer de bani, că au intrat, că au ieșit, automat te raportează. deci atunci Elveția care era înainte cu chestia asta s-a mutat în Dubai. În Dubai n-ai niciun fel de taxe, nu te întreabă de unde ai bani, poți să vii cu banii cash, în avion, în geantă, în sacoșe, nu știu ce, și cumperi câte apartamente vrei. Asta e șmecheria cu Dubaiul. Da, dar nu îi recuperezi dacă ai închiria, cum e în Tenerife. Păi asta spun, da? pentru că în Dubai, în Tenerife le păstrezi, nu în... le vinzi și le. Exact, în Dubai din mai și până <fie> în octombrie n-ai ce să cauți, nu poți să ieși afară, de-aia au făcut atâtea distracții, entertainment în interior acvariu cu rechinii, noți cu rechinii, noți cu delfini, noți să cu nu știu schiez. ce schiez în mol pentru că nu poți să stai afară deloc, adică nu, numai că nu poți să stai afară, dar faci infart pentru că sunt 50 și ceva de grade vara, iulie, august se încinge și asfaltul ăla și pur și simplu este, nu poți să supraviețuiești cu căldura aia, n-ai cum, -ai, imposibil știi? Da. Și atunci șase luni de, pe an, nu poți să ieși afară deloc Ceea ce în Tenerife nu se întâmplă În, în Tenerife acum când la noi sunt uh, Cod roșu sau în Europa sau chiar în Spania Acum când am fost erau 40 de grade În Tenerife sunt 28-30 Iarna nu scade sub 20 Adică acolo e la primăvării Nu e niciodată mai fric de 20 Niciodată nu e mai cald de 30 Da. Și atunci ai 12 luni pe an sezon am fă... În ianuarie am fost, am fost în martie, am fost în august Când am avut acolo Mă duc când am vizier din București e avion direct, fac 5 ore și ceva Am ajuns acolo, sunt acasă știi și am fost și în ianuarie, și martie, și în august, peste tot, temperatura perfectă. De aia zice insula primăverii, știi? Da. Și prețuri rezonabile. Am filmat uh, prețurile care au afișate la restaurant, am pus și pe Bine, vlog. asta e în multe locuri, uh, afișarea deci, prețurilor. Mic, mic dejun englezesc, cu cum au englezii, cu cârnați, cu ou, cu cartofi, cu nu știu ce, de la bogat, așa, cu ceai, cu nu știu ce, 4 euro. 4 euro? Da. În Tenerife? Da. Mi se pare chiar incredibil. Păi aia spun. Acum stând acolo că, Dacă mi-a luat casă Nu mai stau la hotel sau la mine acasă Îmi de la supermarket La supermarket În Tenerife pe plaje Care e mai scump Că iau în funcție Cum are Mega la noi Că dacă stai în Floreasca Ai un preț la Mega Dacă stai în Bergen E alt preț la Mega Așa e și la ei Dacă e supermarket pe plaje E mai scump Că vine de la plaje Nu sunt locatari da. Dar eu Fiind chiar lângă blocul meu ca Fiind blocul pe plaje Mă duc acolo Deși scump fiind pe plajă, e mai ieftin decât la mine în, nu știu, în Popești, în, la mega prețurile, la supermarket, știi, la alimente și la astea. Adică e foarte ok acolo. Și fiind sezon 12 luni pe an, m foarte mulți români lucrează acolo, sunt, sunt vreo 3 sau 4 mii de români mutați în Tenerife care lucrează, știi? Vreo uh -huh. 4 de, cam așa sunt, 4 mii comunitate. Sunt unii care și-au făcut restaurante, unii și-au făcut astea de manicură, pedicură, cu afort, tot felul de business imobiliare și n-a venit niciunul înapoi. Adică, nu, știi cum e. Adică, dacă oamenii au rămas acolo, înseamnă că e, bine. Dacă muncești, găsești loc de muncă imediat. Dar sunt mulți care nu vor să muncească. Am văzut și români cercetori și asta de vorbă cu ei. bă, băiatul, dar zic, Păi nu găsesc de muncă. Zic, hai acum că zic, uite, am vorbit cu un patron român aici în colț uh -huh. și zic că are nevoie de un băiat să-i strigă, să spere, base, păi la... nu știu ce. Da. A, păi, nu mă duc așa, nu. Mă umilesc eu. Păi bine că te umilești că cercești aici la colț. El adică... păi, poate face mai mulți bani și decât au <laughs> salariu da. acolo cât e. Uh, Din asta uh, de lucrător în păi, oreca lor. Cam încep cam un 1500 plus pagă 1500 de 2000, știi? Deci te duci de pe undeva la 2500-3000. Da, da, pe acolo, da, dacă se da, Am văzut și român care câștigă 4000-5000, depinde de unde lucrează și cât lucrează. Sunt unii care nu se mult Mulțumesc mai lucrează încă 2 mm. ore, încă 4. Da. Sunt care lucrează la 7 dimineața, la 7 seara. Mm -hmm. Acum, cum să zic? Sunt oameni care, zic domnule, după 8 ore nu mai pot, sunt depuizat, trebuie să mă odihnesc, să mă uit la televizor. Sunt alții care vor să-și facă niște bani, să-și facă ceva. Adică, na fiecare. Spuneți-mi, dincolo de discuțiile și de deplasările astea exotice care să sau care vă satisfac din punct de vedere al, al relaxării. Vă văd în foarte multe apariții și filmări, ținându-le discursuri motivaționale tinerilor, studenților. Și conferința asta de la INEU cred că tot pe în da, zona asta se înscrie, da. nu? Am, am avut mai multe conferințe uh... în zona. Am fost la Rad, la Facultatea Aurel Vlaicu, care e de stat, și la niște licee. Am fost la Sibiu, la, la Facultatea de Medicină. Am fost invitat aici la ASEA în București de un profesor de marketing. Și întrebarea, că urma întrebarea, da. ce le spuneți dumneavoastră în primul rând și în al doilea rând Că se leagă cele două, ce vă întreabă ei ulterior. L-ai avut -ul pe Iancu Guda la podcast aici da. și cred că ți-a spus aia cu o mie de firme. Nu mai știu dacă ți-a spus că am urmărit podcastul, dar dintr-o mie de firme care se deschid în România, în 10 ani de zile rămân doar 5. Adică 0,5% reușesc să facă profit, după nu. statistică oficială. De 0,5% din, din, din firmele care se deschid reușesc să facă profit. Pentru că ca să fii antreprenor sau să fii patron nu e foarte simplu, nu e foarte ușor. Trebuie să fii un om foarte muncitor, să-ți asumi niște riscuri foarte mari, pentru că de tine depind niște oameni. Dacă tu cheltui banii sau îți cumperi BMW-ul de banii de rulaj, o să te trezești în situația că o să dai falimești și nu o să ai de unde să dai salariile oamenilor care au copii la școală, au datorii la bancă și îți bați joc de ei. În plus de asta se promovează foarte mult, sunt tot felul de business coach de ăștia care fac tot felul de conferințe pe bani, uh -huh. eu am zis clar și repet asta și o susțin. În momentul când eu mă duc să fac o conferință asta, cum am făcut eu o grămadă și au bani de la oameni, înseamnă că este sigur sursa mea de venit. În moment ce eu sunt om de afaceri și am făcut bani și am destui, de ce deci aș lua niște copii de liceu sau de facultate sau la niște tineri câte 100 de ron sau 100 de euro să-i învăț cum să facă bani din moment ce am bani? Adică chiar n-am niciun fel de conștiință, nu mă... vreau să dau și eu înapoi societății ceva ce mi-a oferit ea. Adică toți oamenii care au bani nu cer niciodată de bani pe conferințe. Eu am mai fost invitat, sunt, eu un cuplu care are Busy TV Live, foarte simpatici oameni și m-au tot invitat la ei să țin conferințe și a spus, oameni buni, vin la voi la conferință, am fost în București la vreo două sau la trei conferințe și la Brașov am fost la una și a zis, vin cu o condiție, să nu luați bani la cei care participă. Dacă ea va fi pe gratis și voi vă luați banii din sponsor, că se sponsorizați de o firmă de vin, de o firmă de asta, e altceva. Dar în momentul când zic că o să luați Dar nu bani lua la oamenii care vin la conferință, nu o să mai, -o să mai mă, mă prindeți pe mine. Pentru că nu e ok. Adică, din moment ce eu am bani și vreau să împărtășesc din experiența mea de viață și de business altora, de ce, de ce le-aș lua bani oamenilor? Deci eu sunt convins că toți ăștia care au bani și fac dasă de coach înseamnă că ăsta e singura lor sursă de venit. Uh -huh. Cum era cu Kiyosaki ăla. De deci, ce a, a scris cărțile care au fost bestsellerul și le-a vândut în milioane, miliarde de exemplare câte le-a vândut? A făcut bani după aia la niște apartamente. Dar el, până a scris cărțile n-a produs un leu în viața lui. Știi, alea cu tată bogat, tată da, sărac, da, da, da. Și a făcut apartamentele astea, investi s a investit imobiliare, s-a dat bine pe lângă Trump, a, făcut, a scris o carte și cu Trump, când era Trump om de -a face, nu știu ce. Și acum a venit la 70 ceva de ani să țină, anul trecut a fost, sau anul a nici mai aici la noi, la Bulevard de expoziție la, la TIB uh -huh. să țină conferință nu știu cât a costat, 100 de dolari sau nu știu cât. Adică om la 70 deci ceva de ani stă pe pavioane, Doarme până săl de așteptare să vină. Adică l-am căutat un pic mai tare pe internet că m-a frapat chestia asta. Uh -huh. Și bă, zic, dar de ce nu ține oară în bafe? De ce nu ține Țiriac? De ce nu ține niciun nicio conferință? și uh, are conturile blocate de ARS-ul american, a făcut evaziune fiscală pentru că el asta învăța în cărțile lui sau în conferințe cum să eludezi taxele să nu plătești bani la stat, știi? Uh -huh. Asta învățau oamenii, asta a făcut și el, l-au prins și că asta e sfârșitul. În momentul când furi, până la urmă tot te prinde, că te prinde într-un an, că te prinde în doi, că te prinde în cinci. Până la urmă, tot te de prinde. Deci asta le uh, spuneți, în primul rând, tinerilor. Uh, le, le țineți lecții de educație financiară, da, nu? Da, exact. Și vreau să răspund că și... nu e o șmecherie mare să fie antreprenor. Adică un antreprenor vine primul la muncă și pleacă ultimul de la muncă. El nu stă opt ore acolo. Adică are răspundere mult mai mare, își riscă niște bani pe care s-ar putea să-i piardă, că poate să merge firma doi ani și al ai dat ai da, ai da faliment și ai muncit trei ani degeaba. Da. Eu, marele meu... Uh, Avantajul este că m-am trezit la timp și mi-am dat, mi dat seama că am bani destui. A zis, bă, îmi vând în procente ca să nu mă mai cheme nimeni la birou să zică, bă, dar nu mai vii tu pe la birou că ți niște bani. Sunt acționar minoritar, am doar consultanță, am timp liber. Pot să vin la tine la podcast, pot să fac uh -huh. vloguri, mă duc la Benidorm, mă duc la Dubai, mă duc unde vreau eu, fără să mă ca mai tragă nimeni de urechi. Banii nu știu câte douăle, dar am muncit 20 și ceva de ani pentru chestia asta. Am muncit 20 ceva de ani și am avut 15 ani în care am mers în fiecare zi șapte zile pe săptămână fără niciun fel de concediu la muncă. Deci până mi-a dat sângele pe Nu e, nu e ușor și nu e simplu. Sunt oameni care sunt buni pe jobul lor sau pe meseria lor, merg la o corporație și au 5.000 de euro pe lună, au un concediu plăcut. În momentul când au plecat de la muncă, nu mai sună nimeni, a închis telefonul. Adică trebuie să știi exact ce ți dorești și ce ți alegi, știi? Da. Nu e simplu să fii antreprenor. Cum zic că domnule, el ai patron, umblă cu BMW, umblă cu da. și da. stă pe la mare și vin banii. Nu există așa ceva. Asta e da. o și ce vă întreabă? Că asta, cum să facă banii repede, nu? Uh, cum să facă banii? Uh, primesc pe zi, uh, din cauza că am așa de mulți, că am 300 și ceva de mii de oameni pe TikTok, am 300 și ceva de mii de oameni pe Instagram, am 100 și ceva de mii pe YouTube și în fiecare zi primesc din 200-300 de întrebări, 10-15 întrebări de genul. N-am niciun ban, ce afacere să încep? Da, mi se pare... Ce răspuns la întrebarea asta? Mi se pare <laughs> Sau, că nu nimic, am 16 mai. ani, Am 16 ani, am 500 de dolari. Poți să începi și o afacere. Bă, zic băiatule, zic, du-te la școală, măcar bacul să ți pentru că dacă vei fi agramat sau nu știi să scrii sau nu știi cu scrati, mă te niciun om de afacere în seamă. Du-te măcar liceul termină să ai cunoștințe de astea generale și așa mm -hmm. și după aia te gândești la o afacere. Da? Niciodată le spun, nu începe o afacere dacă ai niște bani moșteniți la părinți sau ți-ai vândut mașina. Dacă vrei să te faci patron de restaurant, tu te angajați de chelner, magazioner, să vezi tot fluxul ăla de restaurant, te duci să înveți pe banii, totdeauna învăț, învățați pe banii altora, nu pe banii voștri. Deci du-te prima dată angajați pentru vrei să te faci patron de ziar, du-te angajați într-o redacție, da. du-te pe stradă, ia interviuri, vezi cu ce să mănâncă, vezi ce, mm -hmm. câți bani banii de reclame, Vezi ce taxe are de plătit, ce TV-uri, ce chirii și, nu știu, și tu mai te apuci și te faci patron de ziar sau de televiziune. Începe de la reporter, prezintă știrile, prezintă meteo, de acolo să începe, știi? Dar mai există, din ce știți dumneavoastră, în vreo altă țară, nerăbdarea asta de a, în te -a, ultima, de a te îmbogăți subit? În ultima vreme, da, Viorel, da? Deci, pentru că din cauza internetului, din cauza rețelei, înainte nu era chestia asta, dar acum rețelele de socializare, eu am văzut când am fost acum, am făcut vlog din Vietnam și din Cambodgia și fiind obișnuit de acasă, dau scroll pe TikTok, uh -huh. mi-au apărut, nu înțelegeam ce vorbesc, eram în vietnameză, în ce limbă, pardon, vorbesc e acolo, dar aceeași fază, un puști cu două gagici în jacuzzi, un Ferrari, cumpărați cursuri. Deci anuștii n-au dat gaură la Macaroan, de afară au învățat. Așa. Și atunci eu apar pe internet și zic bă îți trebuie 10 ani să muncești, să dai sângele pe nas, să n-ai concediu, să nu-ți vezi familia, nu știu ce, și vine pușul ăsta, frate, în șase luni te fac milionar. Normal că n-ascultă de mine, că ascultă de la el. Adică, totdeauna omul, nu românul, ce de la omul, așa e prin natura lui, alege calea cea mai ușoară. Așa e. Și atunci, chiar dacă ai o, șansă, cam unul, să zic, unul, doi oameni dintr-o mie au noroc și fac niște bani mulți și dintr-o dată, ușor îi pierd, pentru că el făcând bani ușor și rapid nu îl respectă și îl cheltuie la fel de ușor. Cum sunt fetele astea care fac OnlyFans, câștigă nu știu câte mii pe lună, dar nu rămân cu nimica, că își cumpără tot felul de mașini, de poșete, de excursii, de vacanțe, de Dubai, nu știu ce. Peste 10 ani, când o să le cadă sânii și nu o să mai arate bine, nu mai fac bani, nici bani puși deoparte n-au și le trebuie tot viața psihiatru. E ca și soldația din Afganistan, adică când faci o chestie de asta, că e tot prostituție, că e online. Sau... Adică, cum s au mutat și cu shopping -ul. Nu mai facem shopping, nu mai mergem la mola, nu știu unde, mergem pe online, așa și cu asta. Nu mai merge la centură să -l luăm gagici, ne uităm pe videochat sau pe OnlyFans, dar tot prostituție se numește și făcând prostituție ani de zile rămâi cu niște sechele psihice cu care nu mai poți să scapi de ele. Dar merge OnlyFans-ul, adică așa aud că nu ferească Dumnezeu, n-am da, înclinații da, de da. genul ăsta, nu ca aș da. avea ceva cu cineva, nu da, merge, văd că merge. Nici eu n-am nimic cu nimeni, dar uh, mai pot să dau exemplu de bani ușor, aici la OnlyFans se câștigă niște bani ușori, sau cel puțin în aparență ușor, pentru că dar acum muncesc, se pare că asta ușor. să spun că pentru da, ei, să știi. Dar banii ăștia se vor duce la fel de ușor, unul și doi vor rămâne cu sechele toată viața. Adică toată viața vor avea nevoie de, o, o să rămână cu niște traume psihice. Pentru că nu e ușor să vorbești cu moș de la libidinos ori întregi sau să-ți arăți sânii sau alte părți ale corpului la un necunoscut pe internet. Rămâi cu sechele, vrei, nu vrei. Cât ai fi de tare de psihic, rămâi cu sechele cu chestia asta. Da. Chiar dacă ăla îți alimentează cardul. Se alimentează orice. Cumva te, nu te depersonalizezi. Da, e prostituție, prostituție, prostituție. Deci, Olifensul este prostituție în cel mai clasic mod de prostituție. Da. Uh, hai să vorbim de lucruri mai ortodoxe, așa. Văd că încet, încet vă trage ața spre pribegie. Nu, ce? Nu. Și nu aveți vârsta, nu care exista o vârstă, dar mă gândesc la oameni care. Pentru că oamenii se că la la 17, la 18, la 19, la 20. Da, acolo sunt situații speciale. Au chemare, au chemare, știi? Eu m-a întrebat cineva de fericire și de unde mă simt bine și am zis, cel mai bine mă simt la Muntele Riados, adică fericirea care o ai acolo și starea aia de bine, nu ți dă nici cel mai scump Ferrari din lume sau nici cel mai scumpă vacanță, nici cel mai scump iact. Uh, și m-a întrebat dacă m-aș călugări. Probabil că acolo ai văzut la un interviu, nu mai știu cui i-am răspuns sau am da. Uh, nu vreau să fiu ipocrit, dar uh, dacă n-aș avea obligații, n-aș avea părinți în vârstă, n-aș avea nepoți, n-aș avea copii, -a, uh, așa, mâine m-aș duce acolo pentru că le-am cam văzut pe toate, Viorel. Adică așteptări mari nu mai am. Ce să mai... M-am dat cu toate iahturile, cu toate mașinile, cu toate avioanele, cu toate astea. Uh, și a, omul caută stare de bine, de fericire. nu? Corect, deci. Nimeni nu vrea să fie stresat, nu vrea să aibă probleme, nu vrea să aibă necazuri, nu vrea să vină factura. Vrem tot să ne fie bine, să ne simțim bine și să avem o stare de bine. De exemplu, eu sunt meteo dependent. Dacă cum, acum a plouat afară, mă dă peste cap. Adică nu spun de nimic. mi mi place soare, leu, s-născut vara, să fie soare, să fie frumos, să fiu fericit. Mă rog, nu asta e ideea. Ideea este că așa de bine m-am simțit acolo că am zis că mâine, dacă n-aș avea niciun fel de obligație și fără să fiu ipocrit sau fără să mă dau mare, m-aș duce acolo pentru că acolo am starea de fericire pe care orice dacă om și-o caută. Când ați fost prima oară acolo? Eu n-am fost niciodată. Acum vreo 20 de ani. Și de atunci ați acum vreo 20 de ani am fost. Mergeam o dată pe an sau o dată la 2-3 ani și acum în ultimii ani am fost de două ori pe an, cel puțin. Am fost de cel puțin două ori pe an, acum mă duc din nou la sfârșitul octombrie, până ultima săptămână din octombrie. Mă duc din nou, am fost cu mulți oameni care nici măcar Uh, cum să zic, uh, nici nu credeau în Dumnezeu erau atei complet, i-am dus acolo și după o lună m-au stat când mai merge mai ne anunț și pe noi ce atât <laughs> adică de, uh... Uh, e atât de e un știu. loc special, sunt vreo 2000 de călugări acolo care se roagă pentru omenire și pentru noi uh, cum să Nu zic, asta știu că poți citi dar ce atât de, de uh... încărcătura aia duhovnicească nu se poate descrie. adică n-ai cum să descrii în cuvinte, descrie fericirea băi, am, nu știu ce, am fost fericit păi cum adică ai fost fericit? Descrie fericirea ce înseamnă fericirea pentru tine? Adică cum descrii fericirea? Păi cred că o stare de bine, în câteva cuvinte. Păi da, aș... o stare cât mai mare, cât mai uh, profundă de bine. Așa, în câteva cuvinte și pe înțelesul tuturor. Așa aș descriu o fericire. Da, adică și... nu, nu, e, nu înseamnă material să am 10.000 de euro acum la mine. Nu, aia nu, nu, da, ce... nu, nu, asta vreau să zic. Vreau să zic, zic că afericit. degeaba îi spui la unul ce înseamnă fericirea dacă el nu o simte pe propria piele. Ce bă, Viorele, dar cum e? Păi e o stare de bine, e faină, m-am simțit. Dar nu simțeați fericirea în ultima vreme? Că să vă întreb altfel. Nu neapărat nu simțeam fericirea. Liniștea, stare de bine. Liniștea, stare de bine. Le nu, la nivelul ăsta. Le și la nu cote felul mai, ăsta, la da. cote mai reduse. Unul și doi credeam că altceva este. Banul. Știi? Sau adică, ce de bani? Da, exact, ce de bani. Ce, ce... poți să cumperi cu bani? Aia nu poți să cumperi cu bani, ce acolo, știi? Și v-ați dat seama că nu neapărat că e minciună, dar e un fel de păcăleală, nu? Da. doamne, stau deci... numai prin hoteluri, pe acturi, pe distracții, da tot, exact. tot tot nu e cum trebuie. Deci ți-am spus că uh, și azi și ieri am venit cu duster am lăsat Lamborghini acasă și m-am simțit la fel de bine ca și cum am condus Lamborghini. N-am avut nicio uh, stare de, uh, cum să zic, de inferioritate față de participanții la trafic care mă claxonau că treceau cu un Golf 4 pe lângă mine sau ceva și eram cu Dacia. Uh -huh. Nu m-am simțit prost sau inferior sau de niciun fel m-am simțit la fel de bine și la, exact la fel ca și cum aș fi fost în, în Lamborghini, știi? Și asta îți pun în semn de întrebare, adică uh, câtă fericire îți dau lucrurile materiale și pe cât pe ce termen, știi? Da. Și acolo vă simțiți... Uh... Simți că nu mai ai nevoie de nimic, știi? Exact. Că ai starea aia așa perfectă în care zici, bă, am de toate, nu mai trebuie nimic, aici vreau să mor, aici vreau să stau, știi? Ce, da. Ceva, ceva cazări știi? în locuri modeste, ca cum nu cinstele, nu... Ca să-ți fac o comparație, ca și cum te duci într-un loc super mișto în vacanță, super bine și te enervezi enorm de tare că se termină vacanța și că trebuie să vină apoi la job, știi? Cam așa și acolo, bă, mă duc acolo, mă simt extrem de bine și după aceea trebuie să mă chiar în lumea pământească, unde sunt tot felul de uh, oameni răi, de hater, de hoți, de excroci, de... Uh, știi? Ce zic? Da, acolo da. tot e perfect. Adică. Dar rezista un om precum dumneavoastră care a fost o, foarte activ toată viața și care a mers și a încercat uh, foarte mult experiență. La prodroma cu vreo patru ani de zile, am stat de vorbă cu un călugăr care spăla vasele, era de vreo șase luni acolo și mi-a arătat... Uh, l-am căutat după ea, mi dat numele, l-am căutat pe Google, era om de afaceri în New York cu, nu știu, vreo 3-4 Ferrari, avea niște apartamente până Manhattan, a lăsat tot și spăla la mănăstire și a zis că niciodată n-a cunoscut așa o fericire imensă ca aici. Și a lăsat familia acolo, zice, domnule, mi-au crescut copiii, sunt oameni de afaceri și ei, fiul său era avocat, -ă, fata nu mai știu ce era, neva s-a lăsat-o cu toți banii, cu milioanele care le avea și a luat calea Atosului și spăla la prodrop, nu mai știu cum îl cheamă, era cu vreo 4 ani de Ce tine? mai contează dacă... Și omul a zis, domnule, ce? Uh, ai văzut acum cine sunt că mai căutat pe Google, niciodată n-am avut așa o fericire cum sunt aici, am vine să zbor, să plutesc, să calc papă. Ceva de genul ăsta mi-a spus, știi? Uh -huh. Adică, na, uh, da, asta am simțit și eu, nu neapărat de la el. Uh, lucrurile materiale sunt trecătoare, vin, se duc. Uh, știi că îți dorești foarte mult să-ți un ceas frumos, un telefon, un televizor, după ce ai uitat trei zile la el, deja nu mai vrei te-ai plictisit, vrei tot timpul altceva altceva, altceva, Așa e. altceva, știi? Vrei tot noi timp... suntem într-o societate de consum suntem consumeriști și uh -huh. atunci orice faci, orice, vorbim noi acum de Coca-Cola deschizi Facebook-ul, apare Coca-Cola că ne aude, știi? Și sunt da, softurile urile da. astea care era și bancă banc, am văzut o glumă pe TikTok, era una cu iubi în pat, s-a dus la până la baie și a luat de telefonul lui și făcea Inel Drogodnă, Maldive, Maldive, Inel Drogodnă, știi că se apară la... se apară la, se pe telefon, știi cam așa suntem noi, știi? Adică da. suntem foarte ușor de manipulat și atâta... De, de... aia se și plătesc bine influențele ăștia și tot Pentru că, cum sunt și copiii ăștia așa Văd pe Viorel sau pe Sorin că nu știu ce ochelari au Și își doresc și imediat Deși sunt niște ochelari care... Dar când, nu că ați vreun din ăsta cititor în stele Dar mai, cât mai ține asta? Ce? Toată nebunia asta, dacă vreți, toată manipularea asta, mai ține? Păi, din moment ce cei care o fac la nivel o duc mondial, foarte că de bine, acolo am luat și noi. Păi, uite, și cu asta, cu încălzirea globală, e tot o manipulare. Nu mai mâncați, nu știu ce, nu mai beți, nu știu ce, nu mai dormiți, nu mai mergeți cu mașină, nu știu care, că așa și e o prostie, pentru că... Uh, noxele astea, bioxidul de carbon, e 0,0001. Dar atâta ne bagă și cu greta aia și cu încălzirea nu știu ce, nu mai vă îmbrăcați cu nu știu ce haine, nu mai purtați nu știu ce, nu mai luați nu știu ce mașini. Adică suntem foarte, foarte manipulabili. de și vor să interzică banii chei sau ceva, pentru că vor să ne controleze total. Eu zic că nu numai că mai ține, dar ne duc în, până la uh, uh, faza de sclavi în care o să fim fi total dependenți de sistem. Mi-aduc aminte când a fost pandemia În Slovenia trebuia să scanezi la benzinărie Că am fost în Slovenia Un cod de bare, cod QR Că te-ai vaccinat, că altfel nu puteai să nu te drumul la pompă Extraordinar și, da, da. Deși și, nu infectai pompa nu, dar că pe nu, da, te al, 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 Dacă se... nu te vaccinai, nu puteai să bagi a, benzina Ah, da, bine, eu am a, înțeles? și altfel da. Nu, ca și șantaj da, 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 da Și da. acum, dacă nu o să ai nu știu ce cod pe mână sau pe chip, nu știu ce, cum au început în Suedia sau ceva să facă uh, experimental, ne mai fim bani cash pe piață, tu ești dependent de sistem. Dacă tu ești împotriva sistemului sau ai ieșit palat, la Palatul Victoria să țipe pe acolo la, la guvern, ți-a închis robinetul și ești mor de foame. Adică, aia zic, în, în, în direcția ne dreptăm și cu inteligența artificială și cu toate. Inteligența artificială, normal, care și părțile ei bune, foarte bune. Ca și energia atomică. Dacă, uh, când a, au inventat uh, energia atomică, au, dacă o duceau numai în direcția bună, centrale atomice, energie și așa, dar au făcut și bomba atomică, așa și cu inteligența artificială. E extrem de bună, ne poate ajuta munca, ne poate locui o grămadă, dar poți să o folosești și în scopuri de astea destructive, știi? Dar cred că sunt și multe teorii ale conspirației, apropo de controlul ăsta asupra populației. Adică am auzit și tâmpenii aia că, domne, indiferent cât ai avea în cont, dacă se supără pe tine, stopezi banii. Păi da. Pe cum, păi da? Eu n-am mai auzit cazul. să se topească banii tăi, că sunt mulți sau puțin în contul tău. Dar s-au întâmplat și acum. Sunt oameni, o grămadă, care au fost băgați la pușcărie nevinovați și după aia, după un an, le-au dat drumul sau doi. Oameni la care s-au blocat conturile pentru niște datorii presupuse și după aia și-au cerut fiscul scuze. Nu vorbesc din România, vorbesc de Germania, de America, nu știu ce. Tu acum ai niște bani în cont, nu ai bani cash, e păcar, nu? Îți blochează contul, că zice că a primit nu scrisoare de la NAF când ți-ai plătit niște datorii, dar de fapt tu ți ai plătit și stai două săptămâni fără bani, fără niciun un leu, ce faci? Păi nu prea faci nimic, dar păi nu îți nu, nu blochează, neasurind din ce știu, nu îți blochează, spune o poprire din asta aproximativă. Blochează adică toți te, banii. te lasă deci, da? da, toți banii. Mie mi s-a întâmplat, eu. dar știam că te lasă deci să am îți plătești avut eu, mâncare și... Am avut eu angajați care uh, au, avut, uh, au parcat mașina nu știu unde și le-a venit de la primărie, nu știu ce, că n-au plătit amenda și le-a băgat contul până au plătit amenda. Dar contul de tot, adică contul principal de la bancă, nu doar suma. Că dacă ți-ar bloca doar suma pentru care ești dator, ar fi ok, dar ei îți blochează contul cu totul. N-au mecanismele necesare încât să-ți blocheze doar suma doar respectivă. parte da, nu știu, rămâne de văzut uh, Oricum, eu refuz să cred că Așa dintr-o dată economiile tale uh, Se pot topi Apăsând cineva un buton Și uh, explicând fel de fel așa de Așa ar trebui, de, uh, adică tu când logic Și așa ar fi normal, știi, într-o uh, lume normală Dar... Uh, N-am terminat uh, povestea te asta uh, pe care vreau să o aud De la dumneavoastră legată de Atos Deci spuneți că dacă n-ați avea... Cred că părinții, că sunt în viață și aveți bine de Și părinții aici, și copiii, uh, uite că fiul meu ăsta mare e preot O ajunge și acolo. Uh, dacă n-ar fi fost părinții care să necesite ajutorul și susținerea, dumneavoastră, v-ați fi stabilit în Atos adică, și se poate... Uh... Nu sunt doar părinții aici, sunt foarte mulți oameni care depind de mine, adică... De ce? Că spuneați că sunteți minoritar. Pe acolo, pe acolo, pe acolo. Pe acolo, pe acolo. Mai am firma de consultanță unde sunt majoritatea. adică sunt acționar principal și mai am vreo 20 de oameni angajați și am... Da? oameni care lucrează pentru mine de 20 de ani, de 18 de ani, de, adică le-am cununat, i-am le-am botezat copii și, na, oamenii ăștia dacă aș închide firma ar trebui să-și caute altceva de muncă după 20 de ani și n-ar fi foarte simplu, știi? Dar se poate trăi acolo? Adică v-ați putea stabili, vă lasă sau nu v-ați interesat încă? Păi... Uh... Că înțeleg că trebuie să îndeplini niște condiții, stai acolo o perioadă și păi pe o tai acasă, nu poți să stai acolo. Nu, uh, stai o, o, perioadă, adică sunt mulți ca mine care gata, nu mai trebuie Ferrari, mă duc la Ato, știi? Dar e practic o chestie de moment. Și după șase luni zic, mamă, dar ce m-aș da și eu cu un Ferrari, ce m-aș duce la un club, ce ar veni roaba aia de șampanie, să mă îmbrăca și o cămașă albă și atunci o iau razna și se vin apoi. Și atunci e o perioadă de probă. La unele mănăstirii de un an, la altele de doi, la altele de trei ani. Și dacă nu ia trei ani de zile, uh, ai luat decizia după trei ani că ești ok și că te simți bine și că nu mai vrei nimic, a după aia te călugărește. Până atunci ești doar frate de mănăstire. Aha. Deci, practic, o Eu perioadă de. Testing, perioadă, între 1 și 3 ani de zile, știi? Să vadă dacă, într-adevăr, te-ai da, sau. Un entuziasm ei... de moment. În general, majoritatea care se călugăresc au chemare de la Dumnezeu, adică nu. Nu se călăgâresc de capul lor Așa sau ceva O chemare De aia să-și duc copii De 19 ani De 20 De 22 de ani Să-și găsesc calea aia Și sunt foarte happy Foarte fericit Sau știi? vin unii În urma unor depresii În urma unor probleme financiare Pe da, care le-au avut Au pierdut pierd soția, tot soția Au rămas singuri da. Și atunci Decât să meargă la azil Sau undeva Ce mă duc la mănăstire Acolo știi Dar spuneți E vreo legătură Între pasiunea asta Legată de sau apropierea, nu pasiunea, de credință din ce în ce mai profundă și uh, băiatul nostru care e preot, nu, niciuna. El, el când avea șapte ani nu mai vreau să-ți povestesc că am tot povestit pe la podcast și mă înjură ăștia că mă repet de fiecare dată o, dar el și-a decis să se vagă preot mult înainte de a uh, mă apropia de biserică. Pentru că eu m-am apropiat de biserică când nu mai aveam nicio șansă, mi-am pierdut toți banii Asta am rămas a rămas boschetar da. și Știi cum e vorba aia? Când cade avionul, atunci te aduce aminte cum se spune tatăl nostru. Deci nu ai spus în viața niciodată. Știi? Că omul la necaz uh, caută alternativă înspre Dumnezeu. Da. Uh, deci el, uh, eu asta uh, cu mult uh, după ce s-a decis să facă preot uh, m-a apropiat -o de biserică. Și m-a apropiat dintr-o dată. Așa. Uh, am fost ca românul. Știi? Uh, când cade avionul zici, Doamne, dacă scapă uh, o să fac o biserică și după 20 de metri nu mai cade avionul și mulțumesc, nu mai e nevoie că s-a rezolvat da, Cam așa, da. e, așa am fost și eu atunci m-am rugat, nu știu ce am vorbit cu un călugăr, a fost ok, dar nu nici pe departe nu am fost destul de recunoscător pentru ce mi s-a făcut ca și cum ar cum ar fi trebuit să fiu, știi? Da, adică, da. mult mai târziu, cu anii, au trecut mulți, mulți, mulți ani de zile ca să-mi dau seama de niște repere, să-mi dau seama de niște scări de valori, să-mi dau seama unde greșesc, ce păcate. sunt de vorbă cu preoți, cu Duhovnicul Părintele Ciprian Grădinaru, care era paraclisul Catedralei Mântirii Neamului și mergeam la el de când era la Sierăstria, de prin 2000 sau ceva. Și m-a ajutat foarte mult ca și viziune, ca și perspectiva asupra vieții sau... Mm. Uh, scării de valori, practic totul de deșertăciune și bunurile materiale sunt mai puțin importante. Acum tot toți zic, bă, dar ala, cu telefoane, cu mașini, cu nu știu ce zici, vorbește el de... Da, la un moment dat ajungi la o gândire matură și vezi că sunt alte, alte valori, alte scară de valori, știi? Nu... Nu neapărat cum ți-am zis, bunurile materiale. Asta legată de dumneavoastră, dar vă întrebam de el. Deci, spuneți de el că de mică a avut mare asta cu Da, către, da, da, uh, da, De la bici. șapte ani, de când de era în clasa întâia. Și s-a ținut de ea Și, și eu chiar și, am insistat că eram egoist și vreau să-l țin în mine Și am zis, bă, uite, te trimit la, la facultate la Atena Că e cea mai tare facultate de teologie Stai un an acolo, înveți limba cum învață studenții străini care vin în România să înveți limba și după aia zic că o să prins un job bun, având cea mai bună facultate în Europa, o să prins un job pe la Patriarhie, pe undeva. Da. Păi și scopul meu să mă fac preot este să mă duc la țară să ajung oamenii săraci. Și este preot de spital, nu are parohie de aia cu cununii, cu preot de spital. Brotezuri. Cum A, asta? Că nu e prima oară când aud. Deci sunt capele arondate spitalelor. Aha. Și aici în București. Păi sunt nu, grămadă. asta am văzut. Da, există, Chiar asta, acolo... există termenul ăsta de preot de spital? Da, da. Adică el nu are voie în biserica lui să facă nunți, botezuri, cumetrii și așa mai departe. El doar face slujbe în fiecare zi de luni până duminică și merge la, în fiecare zi în saloane și se roagă pentru bolnavi, pentru sănătatea lor. Impresionant. Da. Și la oameni care și cred că sunt în... în pandemie l-au alungat că nu mai are voie să intre și mergea prin spate. Adică intra ilegal în spital și mergea să, ruga cu bolnavi, știi? Și cred că și... mult și în fază terminală, nu? Da, îți dai seama, da, 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 da. Adică diferite când la spital nu merge nimeni de fericit sau știi? Sau nu mergi la... Îl văd și pe părintele Ciprian, duhovnicul meu la Paraclis, aici are câte 200-300 de oameni pe zi, dar sigur are putere de la Dumnezeu, pentru că dacă eu stau acum și ți povestesc un necaz urât, tu te gândești toată zi... adică te dau peste cap, știi că na, nu poți să uiți într-o secundă. Așa. Și când vin 200 de oameni la tine în fiecare zi să-ți povestească, unul are cancer în fază criminală, unul i-a murit copilul, unul i-a avut accident, unul i-a murit soția, 200 de oameni, păzi viorel 300 de oameni și să mai fi întreg la minte, e clar că e o putere divină, adică cineva îți dă o putere fantastică să poți să poze toate problemele astea și toate necazurile. Și dacă te duci la paraclis în fiecare zi, vezi la coadă 2-300 de oameni care dorm în gară, vind în țară de tot, stau de vorbă cu părintele, știi? Deci spuneți că ele total diferite de Radu parcă îl cheamă, nu? Da, Radu, da, E total diferit de noi asta. Adică nu are treabă, cred că dacă i dat 10 Lamborghini, unul sau niciodată n-a fost niciodată n n-a fost Deși adică Mi-am dat mine... seama de când a spus că a mers în Bulgaria omul, no. deși tatăl lui deține apartamente da. în Tenerife. În vacanțe luxoase a fost cu mine cât era copil. Niciodată nu a fost tentat de bani sau vedea că eu am tot felul de plase de la Valentino, de la Viton, de la zeci de pantofi. Eu erau singure perechi de pantofi și avea aveau o gaură și zic, dar tu dai văzut gaură în bani? Păi ce nu intră, că e doar primul strat și nu intra apă în ei. Uh -huh. Deși erau banii pe masă, adică putea să-și ia oricât și să-și cumpere ce vrea sau ceva. Adică nu, niciodată nu l-a tentat partea materială a lucrurilor, știi? Da. Dar cred că sunteți mândru. Adică e făcut, da, mândria nu e... Nu doar că e copilul dumneavoastră. Mândria asta, e că păcat, orice, orice... A, da. Da, mândria da. e un păcat. Uite, dacă n-ajung atât de des ca dumneavoastră. Sunt recunoscători. știi? recunoscători recunoscător și sunt nu recunoscător. doar că e băiatul dumneavoastră, ci pentru că, iată, da. reușește să... Da, și că face mult bine oamenilor, știi? Exact, adică sunt asta, foarte... asta voiam să spun. Mergem pe lirinaje tot timpul, merge cu enoriașii, pe la mănăstiri, pe la Muntele Atos, duce oameni, la în Israel a fost acum cu un grup de, de pelerini, adică încearcă să împărtășească și altor oameni din da. experiența duhovnicească, știi? Ce ne așteaptă în această a doua parte a anului? Sau ce ne așteaptă așa în viitorul sunt foarte apropiat? Îngrijorat, nu că sunteți prevăzători, nu dar prevăzător. sunt tot ați umblat, ați sunt cunoscut, foarte, ascult, ați trăit, ați, foarte, foarte, îngrijorat. ați murit și ați înviat da, la, sunt. la figurat. Cea mai mare îngrijorare a mea este de clasa politică din România, care s-a degradat enorm de mult și niciodată n-a fost așa corupție și pot să spun cu mâna pe inimă, după Revoluție până acum și așa o bătaie de joc, uite și acum cum au mărit taxele, adică tu, guvern de analfabet, mărești taxele, pe, mărește ul la cărți, deci noi avem cea mai proastă educație și cea mai praf sistem de învățământ în toată Europa asta și tu mărește ul la cărți și așa nu citeau ăștia cărți dacă mai mărești și măresc taxele la întreprinderi mici și mijlocii, nu s-a ating de coloși ăștia mari care dau șpăgi și care au care vin cu ambasadorul pe la guvern și trag de urechi pe niciun fel de corporație de asta măresc taxele la IMM-uri ca să-ți dau un exemplu, ca să înțeleagă toată lumea e ca și cum tu ai fi chiriașul meu la apartament și eu mi-am găsit o curvă nouă și aia vrea o poșetă și atunci o să măresc ție chiria, cam așa și guvernanții noștri știi? adică au mărit cheltuiele enorm de mult au mai angajat la guvern de când era aia cum? Viurica aia cum o cheamă? Dancila, Dăncilă de când erau mai angajat încă 2000 de oameni în aparatul guvernamental. Dacă poți să crezi sunt 15.000 de instituții de stat Viorel. 15.000 de instituții de stat. Bine 3000 și ceva Bine. sunt primării dar sunt vreo 10.000 de instituții de stat din care vreo 5.000 de instituții sunt învințate doar pentru abonații politici, lipitor de afișe, amante, neveste. Avem Institutul de Cercetare a Prelucrării așchiere care noi nu mai avem strunguri în România și fabrici de cu 20 de ani, care a cheltuit anul trecut 100 milioane de euro de la, la bugetul de stat. Extraordinar. Ca să înțelegi cam ce bătaie de joc Și Fiecare instituție de stat, logic, și are acum, buget de la stat, nu? Exact, da. Deci 10.000 de instituții de stat. Suntem țara cu cei mai mulți funcționari publici pe cap de locuitor. Avem 1.400.000 de funcționari publici. Uh, erau soluții concrete, dar ei... Uh, uh, aduc ministrii și uh, oamenii la putere incompetenți total pentru că sunt soluții economice concrete și de a doua zi. Uh, au ca să scoată ochii oamenilor, au desfințat 200.000 de posturi care nu erau ocupate, adică alea nu erau ocupate, deci ne ocupate, ei nu plăteau salarii pe ele. Logic. Le-au desfințat ca să ne arate că au făcut și ei ceva, au tăiat din da. uh, posturi ocupate. Uh, Mediu privat are mare penurie de angajați, nu găsim angajați deloc. Dacă ar da de la stat 400.000 de oameni afară, care nici măcar nu s-ar cunoaște pentru că sunt foarte dintr-un birou, cam unul muncește, doi stau degeaba în toate instituțiile din stat. Și atunci dacă ar da afară 400.000 de oameni, ăia și-au găsit job în mediul privat sau o economisie o grămadă de bani. Noi avem acum ajuns datoria publică 150 de miliarde de euro din care uh, 100 de miliarde sunt făcuți în ultimii 5 ani de zile. Deci datoria României de 150 de miliarde, în ultimii 5 ani s-a făcut 100 de miliarde de euro datorie. Deci suntem datori vânduți cum ar veni și atunci ei în loc să reducă cheltuielile și uh, banii ăștia care -i aruncă pe nepoți, pe cumnați, pe amante, pe instituții de stat, uh, omoară pe ăștia mici, pe mici și mijlocii, uh, Măresteveau tva la cărți, măresc TVA-ul la alimente, măresc, adică dau un amărâți, care oricum sunt amărâți, adică nu e ok, nu e nici moral, nici profesional, nici firesc, nu, nu nimic, știi? sau un înhăitat acolo gașcă de derbedei care distrug în și singur Dar nu că indiferent cum îi cheamă și indiferent de oamenii care apar în prim plan în țara asta și reușesc în, în domeniile respective de activitate diverse, inclusiv în, în străinătate, tot sistemul ăsta se păstrează? Adică mai aveți speranță că se va schimba ceva? Păi ar trebui să schimbe ceva păi ar radical. ar trebui, spunem, de vreo 20 ceva de ani. Ce uh, eu din asta știți mult mai bine. Foarte mulți români au plecat din țară și acum pleacă cam 100 de români pe zi din țară definitiv, știi? Au plecat din țară vreo 6-7 milioane de oameni care sunt în diaspora. Eu, pe canalul de YouTube, din 135.000 sau 134.000 de abonați, 60% sunt români, 40% sunt străini. Deci am vreo 50.000 de români care sunt în străinătate și văd acolo Anglia. Uh, Germania, Italia, Spania, Canada, America Cam ăștia sunt cei mm -hmm. mai mulți știi? Da. Toți sunt scriu Domnul Consescu Dacă ar veni cineva de încredere Sau un partid care așa Noi mâine am plecat de acolo Pentru că nu sunt oamenii foarte fericiți În străinătate Adică una e să stai printre străini Și tot te acasă unde te-ai născut Și unde te simți cel mai bine de câte ori mă duc la frumușan, și cum ai zis tu că postez nu știu la grătar sau fac no, un gula sau un băligă și domnule, nu mai posta domne că ne aici, sunt în Chicago, aici pe stradă și mă turpă pe pereți. Și nu aroganței, nu fel de, fel de nu, brânză roșii, Exact, ceapă, da, da, da cârnați. Adică Când ești afară în străinătate, tânjești după locul de acasă, după iarba din curte, după umbla de sculți pe care nu mai le ai și atunci omul ar veni acasă dacă el ar avea o garanție că s-a schimbat ceva în bine în România sau că uh, oamenii politicieni nu mai sunt așa corupți. și cum zic babele de la țară, a furat maică, dar a și făcut, de la noi, din păcate, doar a furat maică fără și făcutul ăla. Nu se mai face aproape nimic, știi? Da. Și sunt soluții, ți-am zis, concrete, adică de reducere a cheltuielor bugetare, prin reducerea aparatului bugetar, prin desfințarea instituției astea de stat, care dacă iei și te duci pe Google și vezi cum denumiri de instituții de stat, te trezi după 5 de nu, nu mai ții minte. Adică au niște denumiri de astea așa de sofisticate și nu fac nimic absolut. Adică sunt niște nepoți, niște amante care stau degeaba. 70% din consiliile de administrație la firme de stat sunt nepoți și amante. Adică dacă te uiți la Tarom, la unde vrei tu, la asta de energie, la peste tot, la Tarom în, în bord vezi că m-am uitat acum vreo șase luni ultima dată, că eram nervos că am fost cu Taromul la Londra la business mm. și de, de, jeg pe prima rând era la costum, că am dus dimineața, era avionul pe la șase, mi se pare, și am venit seara înapoi mi s-a lipit haina de la costum, aveam un costum pe mine de câteva mii de euro și mi s-a lipit de jec și am rămas cu o dungă de la scaunul de la avion. Extra adică alenat. la business, am dat 850 de euro pe dus întors la Tarom. În aceea zi. Da, și m-am dus, bă, dar zic, ce se întâmplă, fratele meu? Și m-am dus, m-am uitat pe Consiliul de Administrație, era o tântică care terminase filologie istorie sau limbi străine, dar nu știu ce dracu, adică de astea, mante, neveste și taromul e pe pierdere de 10 ani de zile, adică sunt în faliment, faliment, știi? Da. am văzut acum, am scria în ziar că un incident de de aviație care se ocupă de reparații și a demisia că a zis că a început să-i pună să ia piese după un avion să pună pe altul. Zai să poți să te joci cu viețile oamenilor sau ceva. Adică nu e, nu e ok, știi? Tocmai din cauza corupției și din cauza nepotismilor Eu am trecut pe la loterie, știi, când a fost a primit să mă trimis la loteria atunci când uh -huh. de -am contracte cu grecii. Va pus șef, nu? Parcă. Da, eram consilierul directorului general sau ceva. Adică, da, da. Eu eram specialist, eu eram expertul. Și vedeam acolo, din 300 și vreo 50 de oameni care erau la sediul central, cam 50 erau pe bune, 300, restul erau doar nepoți, cumnați și -a mai departe. Neveste, că am început să mă bag în ei și au început să sune telefoanele. Bala de la curtea de conturi, bala de la miliție, ba la să mă amențe. Bă, dacă îl dai afară pe ăla, nu știu ce <laughs> Dacă îl dai afară pe ăla, nu știu știi? Și pe salarii erau tata, adică nu așa... Pe vremea era 6.000 de ron, 7.000 de ron, pe vremea când erau salariile 2.000 de ron, adică... Da, 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 și da, acum, da. deci ăștia funcționarii publici sunt... Și acum când am fost la guvern, mai vedeam câte o tanti de aia cu câte 3-4 cartele și sturnicheții erau în față la SPP, pe acolo, pe un la la guvern și punea cartela 3 4 cartele și am întrebat bun văd zic ce se întâmplă aici. Apoi zice sunt 3 4 într-un birou, vine una și la restul le bagă cartele și vine fiecare părând. Adică extraordinar. Adică Și măcar să vină să ia prezent și, acolo, da, Să da. le ponteze da, și alor lor, da, da, le, da, da, uh, da. le lua la cartele exact. la colegi și făceau prin rotație. Exact. Mâine îți dau ție cartelele da, ca, da, ca da, să da, ne ponteze. Da, da. Extraordinar. Și au mărit aparatul guvernamental, ți-a zis deporealul dancile cu încă 2000 de persoane și atunci erau 80% în plus față de cât trebuiau. Mm -hmm. Adică tot felul de direcții, te doare capul și te doare mintea, de-aia o să în viață și nu ți bune de nimic, știi? Dar pe la loteria cum ce mai e? E tot așa dezastru. E dezastru, nu? Da, da, da. Deci eu am plecat de la loterie când am desfițat contractele cu grecii prin 2011, mi se pare. M-a, trimis, m chemat Ponta la 11 noapte, a pus pe unul să-mi scriu demisia pentru că mă în ea. Adică șefa mea de cabinet care și acum lucrează la mine, Georgiana, m-a sunat și mi-a zis domnul Consescu, ce nu mai pot să muncesc că în fiecare 5 minute sunt un senator, un deputat, să o bag pe măsa, pe tax, să -o, o câte un ministru, ce să fac? Zic, bă, fă un cap de tabel în Excel, scrie pe el trafic de influență, dă-l pe fax, la DNA în fiecare dimineață. A doua zi am primit telefon de la Patul Victoria să vin repede să-mi dau demisia. <laughs> Pentru că ei nu sunt obișnuiți în sistem cu oameni care n-au făcut afaceri cu statul, n-au, nu le-au plăcut băieții când erau mici, n-au schilet în dulap, n-au făcut evazie fiscală, că ei, ei, pun în poziție că ei oameni care sunt șantajabili. Și atunci, și ei în altă direcție, automat te trage și flutură dosarul până în față, știi? Și atunci nu Eu am fost acolo din greșeală, am ajuns din greșeală și când și-au dat seama că eu sunt, cum să zic, un ghimpe, automat nu știau cum să scape mai repede de mine, știi? Mm. Eu nu -am acolo pentru bani sau pentru salarii, zic, bă, trebuie să fac și ceva bine pentru România, sunt expert, am făcut școala în Las Vegas cu jocurile, mă duc să scap de greci, am scăpat de greci, că grecii au căpușat un miliard de euro din, din, 90 până, până am fost eu acolo. Și am deschis de contractele cu grecii, după ce am desfințat toți, erau reziliate și aruncate la gunoi, era o fătucă, ministrul de finanțe, Ioana Petrescu. Să... Da, 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 știu, știu, știu. Și aia a făcut anexă. Dar de... se vorbea de dânsa că e foarte deșteaptă. Da, ca... foarte IQ-ul a, a, IQ ei. Și a ca fă... realizări. IQ și care realizări a făcut-o să prelungească contractul ăla cu grecii cu un încă un an de zile, un contract expirat a mai făcut anexă de prelungire. Și a băgat tot în faliment. Da. De-aia spun că de ce bă, era IQ și realizări când a fost la Ministerul de Finanțe, a făcut zero barat, zero mare, adică n-a făcut absolut nimic, 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 uh -huh. decât zero barat. Acolo. Deci nu ne așteaptă nimic, convățători, uh, uh, ca să închidem... Uh... Eu îmi pun speranța că va apărea o persoană sau un partid sau ceva necorupt, cinstit, care, uh -huh. cu un suflu nou, pentru că acum clasa politică care avem noi, n-am încredere în absolut nimeni, în niciun partid, niciunul uh -huh. nu, nu m-a reprezentat pe mine sau pe... Adică nici un partid pe care e acum în parlament nu nu i-aș vota niciodată, nici, nici. Și, Da, subscriu și pe Sorin Constantinescu ce l așteaptă până la finalul anului. Adică mă gândesc că programul l-aveți foarte bine. Uh, păi acum o să plec punctat, în Croația așa? o lună cam fiecare an de obicei vacanță, nu? Pe iacht. da Da, uh, am închiriat o vilă și am luat o barcă mai mare de vreo 8 metri și ceva, în 9 metri, cu care o să merg în diferite insule și în Italia și în pe acolo prin zonă și după care în, în septembrie mai am niște de -astea, cu vloguri cu, a prin țară cu Damian Anfile cu de -astea istorice. A fost și Damian recent aici. Da, uh, mi-a spus, dar n-am apucat să urmăresc, o să mă uit. Uh, și și zile astea trebuia să-l pui, l-ai pus deja? L-am pus, e. Ah, ok, da, o să mă uit. Da, da, da. Și după aia o să merg în noiembrie la pescuit în Thailanda, au un lac în nordul Thailandei, unde au pește de ca în Amazon, Arapaima și pești de de 200 ceva de kilograme. Vine și vine Revelionul. În Muntele la, Atos în octombrie? În, nu? Da, în octombrie la Muntele Atos, după ce vin din Thailanda și în, în decembrie o să plec în, în, Tenerife până în ianuarie, februarie, stau acolo, știi? De și obicei cu Revelion și cu tot. Da, 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 da. Acolo stau de obicei iarna pentru că nu-mi place frigul, nu-mi place zăpada și... Da. Cam asta e programul. Și cam, cam ăsta a fost și episodul de uh, tare de tot uh, unde uh, l-am avut din nou pe Sorin Constantinescu și ne-am ținut de promisiune uh, și nu forțat, și am discutat total altceva decât primul uh, episod unde am vorbit în mare măsură de jocuri, de noroc, de, jocuri, lorog, de, de păcănele și așa mai departe. Pe ce facem pariu, domnul Constantinescu, uh, pentru uh, a-i pune la treabă pe cei care ne urmăresc? Iar la treia apariție unde iar vorbim despre altceva... O să vedem dacă s-a împlinit pariu. Tot așa, vă mai chem prin decembrie până plecați în, în, în Tenerife. Fac pariu că nici PSD-ul, nici, PSD nici PNL-ul anul viitor la alegeri nu o să fie pe locul întâi la număr de, la procente care o să le ia la alegeri. Da, e un prim pariu. Mai facem un pariu pentru că este pe politică și nu vreau să transform podcastul în uh, debate-uri păi de politică un pic. Că... Da, uh, bun, îl lăsăm și pe asta, dar pe ce facem uh, extra-politic pariu? Extra-politic pariu că... Da. Nu știu, că o să se schimbe foarte tare rețelele sociale în următoarele șase luni de zile, pentru că uh, deja și Uniunea Europeană și Guvernul și asta pun foarte mari presiuni pe rețelele astea sociale din cauza uh, uh, lucrurilor murdare care se întâmplă, se promovează nemunca, prostituția, banii câștigați ușor și deja sunt cazuri sociale grave care se datorează. Uh, și o afectarea minorilor. Afectarea minorilor, da. Sunt peste un milion de copii, de exemplu, doar în România, care au cont pe TikTok și urmăresc tot felul de indivizi de ăștia care uh, înjură femei care promovează prostituție și așa mai departe. Și foarte periculos. Gândește că sunt un milion, Viorel, adică vorbim de un milion de minori care uh -huh. au cont pe TikTok și urmăresc fazile astea și probabil că... TikTok-ul va lua măsuri cât de curând și nu o să mai se întâmple ce se întâmplă acum Deci acesta este pariul pe care îl face Sorin Constantinescu la tare de tot la a doua apariție a domniei sale Fac pariu că în următoarele șase luni rețelele de socializare își, se vor schimba politica. își vor schimba politica și vor fi mult mai restrictive Mai ales când e vorba de chestiuni care afectează lumea și minorii în special E bine spus, da? Foarte bine. Și în decembrie, când mai veniți, vedem dacă se împlinește. Că, da. nu știu, acum suntem în iulie, în august, pe acolo. E posibil să se întâmple. Da. Mulțumesc, Nea Sorin. Mersi și eu, mersi. Vă mai aștept plăcere, la tare de, de tot. Ca și pe dumneavoastră cei cărora Vă mulțumim uh, din suflet pentru că vă uitați, pentru că ne lăudați, că ne criticați, dar și uh, că mai ales că vă abonați cu bine pe săptămâna viitoare.